Dragii mei, bună ziua, bine v-am găsit de la Lucruri Simple. Este un episod special pentru că astăzi sunt invitați doi oameni pe care de mult vreau să îi întâlnesc și pe care nu i-am văzut niciodată, nici măcar nu le-am strâns mâna, nici măcar nu i-am îmbrățișat. E fiica mea. Te pup. Bună ziua, mulțumim pentru primire. Și bine ați venit la podcast. Bine v-am găsit. Este vorba de Mircea Popa, sau Mircea Bravo, cum știți voi, și bunica. O știi pe bunica, iubire? Da. O știi pe bunica. Haideți. Nu. Așteaptă Horia. Mergem de mână, tante Lenuța, intrăm în echipă ca să n-am emoții. Da. Când am ușoare emoții, o pe tante Lenuța și gata. Ca și orice bărbat puternic, o ia pe bunica de mână. Da. În spatele oricărui bărbat puternic, o femeie cum era. Care face plăcintă. Ia-ți mireasă ziua bună, of, de la tată, de la mumă. Bine ați venit la nuntă! Bine ați venit la nuntă, domnul Sobilor! Ia-ți mireasă ziua bună, of, de la tată, de la mumă. Bine ați ajuns la noi la Academie. Bine v-am găsit, azi venim și pe aici. Aici țin copii și adulții cursuri. Cum face tantele Nuța? Tantele Nuța iubește scările. Aceste senzaționale produse. Ăsta e wide? Ce ați vrea de băut astăzi? Noi avem ceai, cafea, apă, minerală plată, vin. Nu, no, da, greu. Da. Eu sunt pe hidratare, dar pentru că azi cunosc un om care mi-e foarte drag și anume mă refer la Horia, pe care încă nu l-am cunoscut, vreau și un pahar de vin alb. Super! Tantele, nu-ți aveți vreo putere? Aceeași și eu. Nu, aceeași. Asta înseamnă influencer. M-am măritat ca o proastă. Am plecat la casa noastră. Câte una pe rând, tantele, nu ne grăbim. Nu ne grăbim deloc. Ne plimbăm așa un pic prin Academie că... De la fraste, la surori măi, de la grădina cu flori măi. Aici îl găsim pe Breciu? Nu, după aia o să coborăm. Păi după ce mă sui sus atunci. Că așa e intrarea, alta n-avem din deci măcar. Deci oricarea la ei se urcă și se coboară. V-am făcut încălzirea. N-o las-o, dă-i pace. I got a woman. Ăla-i. Șapă, ne putem uita pe aici? Da, sigur. Tante Lenuța, numai bine cum... Da. Putem înregistra și aici o piesă? Putem. Da. O să fie interesantă întâlnirea între... Între mine mai ales, că eu... Not. Acum să cântăm la orgă. Și vom face o distracție, vom face nuntă! Nuntă pe muzică! Lipsesc banii, dar nunta pe muzică există. Mulțumim sponsorilor noștri! Aqua Carpatica cu, bineînțeles, celebrul deja. Nu are? Ăsta e el. Cu Horia, da? Îl știți pe Horia? În clipa în care eu te-am cunoscut. Era 1993, vară trecut. La sala de balet, dansuri. Opa! Aici ne vedem dacă jucăm. Da, aici ar trebui să ne descălțăm. Da. Zona de gimnastică. Și aici ai minge din asta ca să ne... Cum am eu dureri la... La spate. La șold? Da. Ceva de genul ăsta. Vreți să încercați? Nu, că eu trebuie să mă pui... Să văd pe spate. Pe spate? Nu, taci, că nu-i rău. De aia zic. N-avem probleme cu spatele în Ardeal pentru că e mai rece la noi decât aici în sud. Deci până v-am făcut bine că am urcat, v-ați încălzit. Da. Toți mușchii. Da. Acum putem coborâ. Păi dacă astea trebuie să le sui de două, trei ori într-o zi. Și apoi gândiți-vă că după ce bem, cum le coborâm astea. E, dar pe numai... Aia o spate pe geam, facem ușa pe geam. Mama lui Hector ce aici? Bună, mai seamănă la podcast, iertați-mă că te ajez. Vă rune să te usuci,
mărine, mărine, ca pâinea care o mănânci, măi, dragă mărine. Și ca vinul... Stop. A venit? Bun. Doamna? Gata? Ia să vedem. E păcat. E păcat. Ce păcat? E păcat. Ești bătrână. Să și eu mai tânără. Te rog frumos, bunica, stai acolo. Pe scaunul din față să te văd o natură. Mircea, o bucurie să... Mamă, dar ce slab ești, mă, Mircea. La tine ceva energie așa un pic. Ai furat destule și energie și de toate. Stați jos, vă rog frumos. Nu, tante, hai de cum e scaunul ăsta. Ia de aici. E pe motion. Atenție. Opa! Excelent cum e calculat totul. Da, da, da. Fii atent că mi-a așteptat cuchită cu sare. Deci am fost, am mâncat la un restaurant și a spus nu mi-o dat pâine, nu mi-o tihnit, cum zice ea. Nu ți-a tihnit deloc? Deloc. V-am întâmpinat cu pâine cu sare. Da. Dragă Mircea, dragă bunica, bine ați venit. O să iau florile să le pun. Mircea, pune-le tu în dreapta ta, te rog. Nu de alta, dar eu știu așa, că atunci când îți vin pentru prima dată niște... Musafirii. Așa, le dai pită, sare. Atenție, asta e sare de Himalaya. La înălțime. Da. Așa? Și ce le mai dai, bunica? Un pahar de jinars. Ăsta e jinars făcut de fiica mea. Wow. Da. Deci dacă zice că dacă nu... Păi la cazan. Iubire, ai făcut la cazan ăsta? La cazan. E la Orențiu Cazan, a fost și el acolo. Și l-a făcut. Deci asta este din partea noastră. Bineînțeles că o să beau și eu. Și am înțeles că dacă ați venit fără conducător auto sau da, cu... mașina, un taxi, ați venit încoace, e bine, luați să serviți. Și dacă ne îmbătăm? Abia aștept momentul să ne urcăm pe masă, bunica. Să horim. Să horim. Deci una pentru tine, una pentru mine, una... Fiecare bea cât poate. Să horim pentru Horia. Să da, horim pentru Horia. Mulțumesc, da, la mulți ani, bine ați venit. Cheție. La mulți ani, copii! Bine te-am găsit. Ei, ha, ți-ai făcut curatul cer și dintr-o dată. Păi ce fac? Bunica, eu nu mă joc. Eu... Fui, mă, no, ăsta de că mai hai. Am văzut... Unde? L-ai aruncat în spate sau l-ai băut? Tu ești influencer, am zis că totul dintr-o tură, am încercat și eu la fel. Și că eu sunt influencer, auzi? Da. Bun, perfect, cam atâta cu băutura. Nu, că după aia ne prostim. Și nu-i bine să ne prostim. Dar puțină pâine mâncați. Vreau să vă simțiți, știu că o să treacă puțin timp, pentru că noi ne vedem pentru prima dată, acum. De când te cunosc și te-am văzut. Erai tânăr, frumos. Fără barbă. Fără barbă, da. No, și apoi nu știu ce te... M-am pierdut pe căile vieții, bunica dragă. M-au luat ăștia în București și m-au făcut harcea-parcea. Nu, lasă-mă, dar ce, iei ți-o porunci pe... Băi da, da, când am fost la un film, cu mulți ani în urmă, mi-au zis, domne, vrei să joci într-un film? Notează și tu chestia cu filmul, să ai așa o temă. Sigur. De lucru. Da, zic, vreau să joc într-un film. Bine, vezi că trebuie să-ți lași barbă. De ce? Pentru că o să fii tată în film. A, am înțeles, gata. Asta a fost toată... Păi și bunica, umblă cu alte haine, am rugat eu pentru rolul ăsta de bunică să-și pună batic și tot ce trebuie. Da, da. Umblă și eu în capul gol și cu o afată, dar nu se vede. Nu zic că bunica umblă cu mini-jup strâns pe trup. Da. Cum ar fi? O să vă rog să serviți ce vreți voi. Vreau să vă simțiți bine. Îmi propun eu chestia asta, dar nu știu dacă se va realiza. Și vreau neapărat să vă lăsați prinși de orice nebunie care se întâmplă astăzi. Adică, ce se întâmplă astăzi la podcastul ăsta, emisiune sau film, cum vrei să ziceți, e un fel de un film, dar fără duble. E o dublă toată, de la început. Cum ai zis, o ai greșit, s-o dus înainte. E, nu, porumbelul, flu, flu, flu. Da. Asta e. Așa îi place la bunica, deci la fix, vă potrivit. Bă, bune? Sunteți amândoi dintr-o bucată, deci... Adică, numai ție îți place cu duble. Eu sunt mai pe duble, mai... El e mai tânăr. Nu-i bine, hai să repet, bunica, e bine. La ce nu-i place, să nu se uite la noi.
Atât. No, păi, eu, deci ăsta este tot... Nu știu cât timp aveți astăzi. Trebuie să vă întreb lucrul ăsta. Vă grăbiți înapoi la Cluj? De ce, Santineuța? Nu, păi, dar dacă ne cazează? Da, aici stăm până mâine. Dacă sigur nu, că... Noi la 8 o... Perfect. Am aici două prezentări pentru amândoi. Deci dacă îmi dai prezentarea asta, eu încep... Mai încep să când mai băiatule... Nu, pe Mircea nu se potrivește asta, că la Mircea sunt niște elemente foarte interesante. Astea le-am luat de prin interviurile voastre, le-am luat de pe internet, de la CIA și de la Serviciul Român de Informații. Până acolo e ajuns. Trebă. Bun. Încep cu Mircea. S-a născut pe 12 septembrie 1987, la Beclean. Nu. Aproape, dar la Reșița. La Reșița. La Reșița am crescut la Beclean de la 2 ani. Beclean, foarte bine ai crescut. Ne-a avut un concert anul ăsta public senzațional. Da. Am zis, ăsta e Seva lui Mircea, deci din Beclean se trage. După declarațiile lui Mircea, are două perechi de blugi și mereu are impresia că nu știe să se îmbrace. Dar are o calitate, punctualitatea. Mircea a fost sărac la începuturi. A rămas fără un dinte și a stat știrb vreo 6 ani, pentru că nu avea bani. Dar acum e bogat. Și mi-am apropiat dinții, mai e un pic de spațiu. Așa. Deci mai. Și acum e bogat, în special spiritual. Și dacă l-aș întreba ce ne poate recomanda să citim, ne-ar spune despre o carte intitulată Magia. Mircea Popa este cetățean de onoare... Aici vreau aplauze, vreau frumos. Cetățean de onoare al județului Bistrița-Năsăud. Fanii tăi. Fii atent aici. Este căsătorit cu Georgiana, soția sa în vârstă de 27 de ani. Cununia civilă a fost oficiată chiar de primarul Boc. O rectificare, numai soția mea are 25 de ani, numai că la un interviu m-am panicat că e prea mare diferență și era ceva lege în care nu era voie și am zis... În vreo 8 ani între noi, de fapt 10-11 ani. Stai, rău, că nu s-a trebuit. Lasă, dragă, citește acolo, tu lasă ce? Mi-e rușine când avea 23, acum când are 25, mami e rușine, știți? Că acum a crescut, are 25 acum. Da, nu, gata, am tăcut. Deci, ideea următoare. O să-ți dai seama că la un moment dat, și bunica ne poate spune din experiența ei, la un moment dat nu-ți dai seama ce distanță de vârstă este între tine și partenera ta de viață. Pentru că e atât de frumoasă, da, atât de deșteaptă, atât de generoasă, atât de iubitoare, încât zici, bă, nu contează vârsta, iubirea contează. Bun, i-am dreptate. Și răbdarea care o are cu el, că nu știu care are a mea. Și eu sunt cu răbdare, da... E un tip activ și astăzi am multe de spus despre dinamica asta a lui Mircea. Dinamică, sincer, bunii, care ne-a folosit nouă, care ne-a bucurat pe noi. E foarte important lucrul ăsta. Am o întrebare din partea publicului. Unde ți-ai pierdut dintele? Pe clasa 8-a merg la Costinești și am testat prima dată bere și gata. S-a rupt, da, nu mai. S-a rupt un lanț. Și-o picat. Nu a fost a 8, a fost a cam a 9, dar nu știu dacă e bine să zic, dar nu. Și-o făcut legătură cu pământul. Așa, și în loc să-l arunci pe acoperiș, cu vocea zâna măseluță, da. Pământ în pământ, perfect. Vreau neapărat să vă spun că urmează o prezentare scurtă a lui tanti Lenuța, bunica din Chinteni. Tanti Lenuța s-a născut pe 6 iunie 1948. 47, știam eu. Și este cunoscută drept bunica. S-a născut în Chinteni, județul Cluj. Da. Visul oricărui om e să lucreze cu bunica. Pentru că la filmări face din când în când cozonaci. Și ce nu face? S-a apucat de online la 68 de ani și este singurul influencer fără hate de pe internet. Tantile nu s-a jucat în primul film al lui Mircea, Mirciulică. Atunci când a auzit că se va face încă un film și că o să apară din nou la cinema, bunica a zis: dar n-aveți deja unul, ce vă mai trebuie? Aplauze pentru Lenuța Moldovan! Mulțumesc! Pentru că eu sunt un tip mai muzical,
Eu am început cu televiziunea, cu prezentarea, dar între timp m-am reprofilat. Așa cum și voi v-ați schimbat din când în când. Erați oameni normal, cât o și v-a prins flama asta, filmul ea. E, și acum o să vă cânt o melodie despre bunica. Hopa. Deci e prima melodie, prima de dedicație a zilei. Am înțeles. Asta e prima dedicație. Bunica bate toba, bunica bate tare, bunica bate toba cu măciuca în casa mare. Bunica bate toba, bunica bate tare, bunica bate toba cu măciuca în casa mare. Cam asta e dedicația. Mulțumesc, mulțumesc. Cu mare drag. O să avem și alte dedicații. Vocea mea nu e creată pentru muzică populară, dar am pregătit niște oameni care pot cânta foarte frumos. Dragii mei, de mult vreau să vă cunosc pe amândoi. Și ți-a fost greu, și ai? Mi-a fost foarte greu. Dar de ce pentru la că... n-ai putut vini? Pentru că nu știam pe unde sunteți. Mircea mi se pare un tip care nu e neapărat... Văzut. Nu, sociabil, așa. Băi, el e retras. Eu îl simt mai retras puțin pe el. Pe omul de treabă. E retras. Nu sare în tăt gardul. Bine zis. Bine zis. Din 2014 te urmăresc. Atunci ai început, nu? Da. Cu niște prostioare, să zic așa. Păi nu te da de gol. Păi da, mă știe. Am avut ambiție. Și ți-o fi luat biografia? Păi da, văd că da. Și-au făcut temele și plus că înseamnă probabil chiar mă urmărește. Înseamnă că mult o scormonit. Da, scormonit mult, da. Mă urmărește. Am scormonit mult. În primul rând trebuie să știți că Mircea este absolvent al Facultății de Drept Babeș Bolyai. Am pronunțat bine? Minunat. Și vreau să te întreb, și cu siguranță întrebarea asta e pe buzele tuturor, ai profesat vreodată? Am profesat, am mers la o avocată și pe acolo aduceam niște cafele și am văzut cu mâini, dar efectiv profesat, n-am profesat. Niciodată? Nu. Am văzut numai care e vibe-ul. Dar câți ani ai stat acolo? Vreo câteva luni, după am dat examenul de barou, unde trebuia să, cu ăla luam automat titulatura de avocat, pe care nu l-am luat, am trebuit să fac 70 de grile, am făcut 69 și cum a fost cel mai fain 69 din viața mea. 69. Voi v-ați cunoscut în 2014. 16. În 2016. Da. Înțeleg că și vreau neapărat să-mi spuneți cine a venit astăzi cu voi. Pentru că acolo văd 3 persoane, de fapt 4 sunt. PR-ul vostru este o domnișoară gravidă, o doamnă gravidă. Da, și acolo este creierul. Ăla-i creierul? Cristi. Da, Cristi e asociatul meu, e colegul meu din 2014, când am mers la el de ziua lui și am făcut cadou, bă, hai să ne facem un plan de afaceri și am zis, bă, bun, ce facem? Păi scriem pe foaie ce vrem și acolo, din pas cu pas, am început în 2014 să facem clipuri în care el stătea în boschet și mă filma cu camera ascunsă și eu făceam tot felul de chestii, după care am început să regizăm chestii împreună, după care în 2021 ne-am asumat să ne apucăm să facem un film. Asta e pe scurt. Da. Deci, bunica dragă, tu știi foarte bine că Mircea a intrat în scutec, în mol. Știi, da? Știu. Asta a fost ideea domnului Iliușan acolo prezent? Cumva cred că amândoi trăim în negare, amândoi mutăm pe celălalt. A fost ideea ta sau ideea mea? Dar cred că a fost ideea mea, a mea, Cristi. A lui, nu? A lui, da? Da. Deci, tu ai făcut mai multe nebunii de care zicea și bunica. Da. În primul rând, chestia asta o făceai pentru că vrei neapărat să miști puțin sau să atragi atenția asupra ta. Da, dar îmi și plăcea adrenalina asta, știi? Exact cum, eu te simt că știi cu adrenalina, vrei chestii, un short outrageous și simți oarecare libertate. Rup ceva în tine și zici, da, e liber. Și pe aia vrei iară sentimentul ăla de libertate. Iară. E foarte adevărat. Da. Am de fiecare dată când sunt la un concert, vreau să mă arunc pe public. Da, am o jenă. Da. În anumite momente n-am mai avut atât. eu trebuie să depășesc pragul ăsta pe care... Și a intrat mult și după aceea primele secunde... Deci eu, înainte să intru, e perioada de așteptare tot timpul cu emoții. Practic, e perfect, da. Și țin minte că m-am luat cu amețeală să pic jos și am zis, bă, nu, că trebuie să fac chestia asta, că așa. Și după ce am trecut peste amețeală, am intrat acolo și eram gen... Nu recomand la nimeni să facă treaba asta, dar m-am simțit efectiv liber. Liber, poate cum ești tu la un concert, gen, da, eu pot să fac ce vreau. Mă fugăritea un pic pe acolo și nici nu am mai contat, știi? Dar totul s-a sfârșit cu bine. Da, da, da. Dar spune-mi despre farsele cu polițiști, cum a fost? Farsele cu polițiști,
La început erau ca și clipurile cu tantele Nuța. Acum întreabă lumea când mai faci clipuri cu bunica, era când mai faci clipuri cu polițiști. Toată lumea iubea clipurile cu polițiști. Da, cumva era o subminare a autorității. Și da, abordam polițiștii folosindu-mă de informațiile mele din drept, că știam cum să abordez astfel încât să nu fie ceva ilegal. Da. Îi puneam în diferite situații dificile. Da, adică de la situația în care să-și tragă mașina poliției că mă panichează că e radar, du-te, trage-te-o de panică că mă panichez, la gen, no, tot felul de situații, să îi dau o amendă pentru că nu-i îmbrăcat cum trebuie, că de la poliția modei, tot felul de chestii, genul. Da, am evoluat până în momentul în care mă știa toată poliția și țin minte că era o situație în care eram cu Cristi, așteptam în fața secției de poliție, se iasă ceva polițist și vine un îmbrăcat, nu-l zice, Mircea, toți polițiștii vor să meargă acasă, dar li-e frică de tine. Ne lași rog frumos să mergem acasă, că nu, chiar am vrea să mergem acasă. Și am zis, na bine, hai să nu mai panichez pe oameni. Nu, a fost o perioadă romantică, dar nu, trei făcută și-l dea. Îi umblă mintea, îi umblă. Bunica, da. Spune-mi, te rog frumos, cine e primar în Chintene acum? Îl știi pe primar? Da, cum să nu? Băiat vrednic? Doamnă vrednică. E doamnă? E primăriță în Chinteni? Păi da, crezi că nu o știi sau mă întreb de așa numai ca... Păi poate nu știu. Nu știu, eu cred că e un primar de ăsta voinic cu brandul un Schwarzenegger, așa. Doamnă, avem doamnă. Și câți locuitori sunt acum în Chinteni? Păstă 800. Și ai în top 10 oameni cunoscuți din Chinteni. Pe cât se întinde Chinteniu? Nu mai știu, că acum se construiește la noi în minuni acum. Fug de la Cluj. Nu cred. Chinteniu e un fel de domnește, adică e o suburbie a Clujului și atunci foarte mulți oameni din Cluj au fugit acolo la Chinteniu. Vrei să-mi spui că e un fel de Santa Monica din fug de lei la Santa Monica. Hai să zicem așa. Nu avem sursă de posturi, de servici, dar căzi, vile... Cât cuprinde? Exact. Pământurile pe lângă Ciofos, Chinteniu... Înainte am de trei ori sviniți și numai o parte băștinaș. Mă bucur foarte mult că descoper alături de voi o lume în Cluj pe care mi-ai zugrăvit-o și o lume în Chinteni, pentru că în Cluj am fost de foarte multe ori, chiar am filmat și un clip anul ăsta, din păcate n-am avut timp să stau prea mult, dar de fiecare dată când mă duceam la Cluj, mă gândeam la mai multe. Eu m-am întâlnit mai des cu un prieten de-al vostru care a și jucat în film, Bob, pe domnul Rădulescu. De ce zâmbești, bunica, când îți spune Bob? Păi, cum să nu zâmbesc? Ne-am tăiat porcul la Crăciun și-o venit la tăiatul porcului, dar cum crezi? Bob a tăiat porcul de Crăciun? Da, la mine, da. A leșinat? Nu a leșinat, că a lucrat. E băiat sârgâncios. Și respectos și copil de viață și copil de trupă. E copil de trupă, da. Da. De fiecare dată, înainte de 2014, ei aveau niște glume. Tot pe internet. E român, dacă... Ești român cu unguri și așa mai departe, niște glume foarte... Da, exact, da, ești român dacă da. Vii la podcastul lui Brânciu, de exemplu, da, asta n-au băgat-o. Bine, nici nu aveam podcast pe vremea respectivă. Dar e foarte... I-am zis, de ce n-ai continuat pe tema asta? Și el, dincolo de evenimentele pe care le prezintă, asta cu umorul prinde senzațional. Da. Și când face pe Gaborul, e foarte drăguț. Da, pe toată lumea mă întreabă, că acum știi că colaborăm, tu dai țâga. Dar sunteți picate în cap. Cum să șie? Are harol acolo. Are. Și o stat în carter cu mai mulți Gabori. Eu știu că odată eram, mergeam către Cluj și undeva între Târgu Mureș și Cluj, la un dat vine unul, un Gabor cu dita mai mustața de... Și zice, domnul Brânciu. Mă uit așa la el cu pălărie de aia de cowboy, de scoate... Domnul Brânciu. Da. Facem o poză. Da, stați așa. Fetelor! Și a intrat vreo 4-5 dizăze interesante. No, fă poză cu ele! Da. Înțelegi? Și atunci, ce să fac? Să fug sau să stau?
Mai ales că erau niște băieți. Era el cu niște băieți. Dar mi s-au părut pașnici. Acum eu n-am intrat în conflict cu nimeni pentru că la mine la Brașov... Nu, în cartierul ăsta, el, acolo le-am zis Gabor, țiganii făceau cecherne, cu plevul lucrau. Erau oameni... Liniștiți. Ei aveau gașca lor... Dar se purtau frumos cu românii, nu a fost nicio problemă între aia din Iris. Exact, nici la mine n-a fost nicio problemă, în Brașov eram și sași, și șvab, și unguri, și de toate. Nu, păi și la noi, și unguri, și... Nu, păi. E o chestie importantă la care și m-am gândit. Când am văzut primele vloguri ale tale, când am văzut primele vloguri, mini-scenariile tale, ziceam, bă, trebuie să fac și eu ceva. Vreau să spun că am avut niște inițiative, dar nu mă, știi, până îți găsești adevărata cale, până, nu știu, e ca și când faci un cozonac, mă înțelegi, bunica. Faci un cozonac, bă, nu-i bine, mai trebuie să lucrezi la el, trebuie până-mi iese perfect, până îmi place ceea ce fac. Pui sufletul. Păi, ăsta e. Trebuie să înveți să pui sufletul, mai așa. Da, trebuie să te armonizezi cu ce faci. Da. Chestia asta cu conținutul ăsta video, mi se pare că ai avut o traiectorie formidabilă. De la un conținut de câteva minute, vorba aia, la câteva ore. Da. De ce ai început să filmezi, practic? Ce te-a mânat? Ce-au mânat în luptă? Ce-a vrut zic autorul, da. Așa. Deci, așa cum ziceam, în 2014 era ziua lui Cristi și nu am luat niciun cadou de ziua lui și am spus, cadou te duc la un prieten care ne face plan de afaceri. Și am zis, bun, ce vrem să facem? El lucra în televiziune, dar era cumva deranjat de faptul că făceai un lucru și dura 3 luni până ajungea pe ecran. Și noi ne plăcea să... Atunci, da, fierbinte. Acum e tare, azi e tare. Mă, gustă cât e cald, nu? Da, exact. Azi știrea aia e interesantă, hai să facem pe subiectul ăla. Și am stat și am scris, am zis, vrem să avem o televiziune online. Nu știam ce înseamnă aia, nici acum nu știm ce înseamnă, dar ne-am propus, bă, din 14 octombrie începem să facem clipuri. Și efectiv am avut o singură regulă. Ne apucăm și facem într-una până devenim buni și după ce devenim buni, că pentru că presiunea la mine să renunț la job-urile pe care le aveam în spate. Corect. Deci era... Dar ce făceai tu? Eu lucram și la televiziunea la care lucra Cristi. El era producător general, aveam un rubricuț într-o emisiune și lucram în altă parte la ceva program de tranzacționare valutară. Bun. Și am renunțat la cele două, că nu puteam să alerg în scutec pe stradă. Absolut. Și să fac treburile respective. Și automat era finish-ul și cariera mele juridice. Și când ești în Beclean, într-un oraș de 10.000 de locuitori, că îți dai seama că mai că ți-ați dă bani să stai la Cluj și la un moment dat apare un clip cu tine în scutec și zici, mami, nu înțeleg, care-i faza? De ce faci asta? Și părinții la început nu văd relevanța a ceea ce faci tu. Da, și eu zic că asta e un test al maturității. Cred că fiecare trebuie să facă o chestie care la început părinții să nu înțeleagă. Că asta îți dă oarecare încredere în tine. Știi? Adică să ai cumva... Sau o chestie neașteptată pe care nimeni n-a mai făcut-o. Exact. Să-ți asumi chestia respectivă. Știi? Adică să vezi cum e când faci ceva outrageous, să te descurci și după aia ai încredere în tine. Adică chiar dacă acum nu o să mai meargă ceva ce noi, avem curajul să ne apucăm de altceva. Și am început în 2014 cu niște farse pe stradă. După un an de zile ne știa atacam tot Clujul și nu aveam nici bani să călătorim în alt oraș. Și am zis, noi, game over sau ce facem? Și ne-am apucat să facem cu camera la vedere, jurnale de eveniment, vloguri, cum le zicem. Am făcut un an și de alea, după care Cristios în 2016. Iartă-mă că te întrerup. Zim care a fost cea mai nasoală farsă și care a avut cele mai nasoale consecințe, urâte de astea. Păi, de exemplu, am făcut noi la un moment dat un clip în care erau oameni care parcau pe locurile persoanelor cu handicap. Așa? Și eu mergeam cu un căruț și ziceam... Bă, te-am văzut, mă. Da, eu te-am văzut de multe ori. Da. Eu acum nu fac decât să-mi accesez eu memoria. Mircea, mai zi-mi aia. A, mi-aduc aminte, da. Așa, și mergeam și abordam oameni și ziceam, scuză, ai nevoie? Adică presupuneam că au handicapul ăla. Dar mi-aduc aminte perfect, era unul cu Mercedes-ul l-am dat. Da, era așa, domne, ai nevoie? Și omul ăla s-a stat așa, zice... S-a băgat și a și plecat cu mașina, da, știi? Da, și cumva îi puneam presiune pe ei și când veam că nu merge cu ironia, ziceam, vezi că să ai locuri pentru persoane cu handicap, parchează mai în față. Și ții minte că nu o mers, zice Cristi, am zis Cristi, buruiem în fața oamenilor. Păi cum să buruiem? Că ne asumăm sau nu ne asumăm? Zic, bine, hai să ne asumăm. Am postat clipul la 8, la 10:30 mă sună un număr, zice, salut Mircea, tu te știi din vedere, vezi că ți-a legat de nevastă, te rog frumos să ștergi clipul, dacă nu... Am zis, știu că m-am menționat. Nu te amenzi, eu spun că așa e frumos dacă nu vrei să ne supărăm. Și am zis, bă, dacă vrei să vii să mă bați, îmi spui unde, dar trebuie să-mi asum clipul că mi l-am asumat, știi? Și eu fost... Uite, tu ți-ai riscat puțin, iartă-mă că te deranjez să spun lucrul ăsta, da, tu ai riscat mult. Da, dar îmi dădeam filmul ăla, eram tânăr, eram cowboy, Robin Hood, ceva, filme de la îmi dădeam ușor, știi? Adică... Acum, da. În București. Da.
Fii atent aici. Iată. Tu ai făcut în Cluj. Da. Ți-ai făcut mâna în Cluj. Da. O, mă, să facem în București, mă. N-ar funcționa pentru că s-ar putea ca majoritatea să mă cunoască și dacă mă cunosc nu e același fapt. Da, mă, puțin. Tu nu vezi că eu știi că sunt cu domeniile cu vinul. Da. Și mi-am pus barbă. Nimeni nu m-a recunoscut. Mă duc eu cu ăsta pe parcare și fac, domne, și tu mă filmezi. Și bineînțeles că Cristi, ca un fel de boss, el stă acolo într-un șezlong de la cu trabucul, zice... Dubla 2. Hai băieți, încoată dublă, nu mi s-a părut intră. Știi, deja e avansat el după ani, ce an de activitate. Da. Deci eu cred că aici ar putea să fie. Pentru că tot ce s-a întâmplat, eu am urmărit și... bănuiesc că ți-a urmărit competitorii. Era și Bromania care făcea multe secvențe, tot felul de glume și el a trecut la următorul capitol filmele. Dar mi se pare interesant pentru că tu ai un farmec ardelenesc pur pe care nu-l întâlnesc la niciun om la care mă uit pe internet. Horia, eu îți mulțumesc mult. Nu, ce să zic? Mai vrei o palincă? Bă, nu, eu... Să slobodă hongul. Cum ne desfătă? Nu știu. Cum e asta? Să slobodă honzu? Hongu. Hongu e limba? Hongu. Cine e hongu? Limba. A limba, hongu. Aia. A hong. Și atunci radică tot numești. Să slobodă, așa, la hongu. Păi asta e important, să slobozim ce avem gânduri, nu? Da. Și mergem după aceea la slobozia. Deci e senzațional drumul ăsta, te-ai luptat, ai riscat și totuși recunoști că ai fost și tu nebun în tinerețea ta. Absolut, absolut. Adică, acolo la bătrânețe? Cu Cristi arăt din când în când câte un clip de acum 7-8 ani. Zis, nu mai mi-a arătat că mi-e rușine. Efectiv, mi-e rușine. E rușine? Da, și mi-e rușine de ce am făcut. Știi, dar gen, cumva, gen... Nu, ăsta cred că e traseul. Și de asta, cumva, mulți la început zic să fie perfect. Bă, la început, important să faci decât să faci perfect. Să-ți aduci aportul. Păi, da. Se întâmplă același lucru cu mine. Uite-te la prima mea emisie de acum 30 de ani. Da, și că erai tare. Hai mă, ce tare! Unde e tare, mă? Am uitat la prima emisie de la Robingo, mă, deci erai blană. Erai tare. Și eram tu, unde eram tare? Stăteam cu un fel de stană de piatră, făceam așa, uite așa făceam. Știam de la mătușii mea că dacă miști așa din... Deci la cameră, dacă faci așa din sprâncenă, ești mare. Adică lumea se uită, oricum, nu trebuie să... În mintea mea se buluceau cuvintele cu o seară înainte de prima înregistrare. În octombrie 93, acum 30 de ani. Bună seara! Nu. Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Bună seara, doamnelor și domnilor! Cum fac? Era pentru prima dată când îmi făceam textele... Nu, dar pe nimeni nu crește învățat. Păi, pe parcurs, îți vin! Bunica mi-a făcut o foaie întreagă. Era foaia întreagă de bună seara și nu am... Când am ajuns acolo în față, mi-am ghițit toate cuvintele și stăteam așa. Norocul meu, că era un tip lângă mine, care se numea Doru Dumitrescu, care era șef la redacția Jocuri și Concursuri, care îmi zicea, acesta este domnul Brenciu Horia? Eu făceam... numai așa făceam, Doamne ferește! Nu, no, și le-au plăcut că ai... Eram un fel de Mircea Bravo al anilor 90. Ce cotrâmbai, Doamne Sfinte, și oamenii râdeau. No. E, dacă aș fi avut o bunică, atunci... Ce făceai? Uite, nu le poți avea pe tăte, le are el. Aoleu! Dar, tanti Lenuța, ia spune-mi tu mie, te rog frumos, da. Cum se numea emisiunea de la televiziunea locală? Atunci? Nu la mine. La dumneavoastră. Ați fost la o televiziune locală. Prima dată. Stai să-mi aduc aminte. Eu am colaborat, am us 40 ani cu televiziunea. Nu cred așa ceva. Vezi-ți, e treabă, da? 40 de ani? E 40 de ani, eu am făcut pe ecran. Da, l-a făcut dar nu, te... păi nu pot să cred. Dă la afișul la n-are ce schimba. Stai în loc. Nu mai stau. Schimba afișul de la Sala Palatului. Ia-l pe Brenciu cu My Way, cu nu știu ce. Da. Bagă bunii 40 de ani. Nu, lasă că îs acolo. Lasă că îs. La Sala Palatului face un spectacol mare. Nu trebuie Sala Palatului. Pionus cu partide și cu deamnă. Stai în loc. Ai răbdare să te explic. Nu. Eu am cusut. Eu am făcut cusătoarele de la Chinteni. Eu am CD. Eu cu mama mea am făcut broderii. Și-am făcut. Pe urmă, Sava Negreanu, o veni și și-a făcut videoclip cu Alexandru Pugna.
a venit Sava Negreanu și ne-a cerut ca să facem cum se face la noi, la Crăciun, orașul, corindatul. Tradițiile. Toate tradițiile. Așa. Și pe urmă a venit Urs de aici, de la București, și m-a filmat în casă cu ce am eu. Nu mă laud, dar am artizanat. Ala e acolo, în casă. Artizanat? Lucruri, da, haine. Dar nu și oale sau lucruri de genul ăsta, doar lucruri, haine, doar haine. Costume populare, țăsuche de este, le pedeau funduri de perină, nu, le zicem funduri de perină. Că vin acolo pe perină și se pun pe pat și... Cum stau și colegii noștri de acolo, da, cu fundul pe perină. Pe fotolia, că stă și eu cu... Și odată m-am trezit cu Trofin, cu uscat. Trofin și uscat, mă. Păi dar nu știți ce știu eu pe Trofin și uscat, mă. Și Lelea Locreție. Auzi, noi nu ne cunoaștem de atunci, de acum 20 de ani? Poate. Eu am prezentat cu Trofin și uscat în anul 2000. În anul 2000 am prezentat o chestie cu bingo. Nu. Da. Și eram la Cluj. Și, da. Și după aia ei au venit la mine și au făcut și ei filmulețe de este. Da, 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 făceau. Satul făcut dintre Buci. Pe urmă mi-au dus negri. Nu înțeleg. Cum a dus negri? Oameni de culoare, nu? Oameni de culoare. Unde? Negri. La mine acasă. Adică nu înțeleg. Cum a adus așa, tamne-sam? Păi bine. În vizită. Nu în vizită, că am început și am filmat. Făceau clipulețe amuzante mai scurte. Dar cum negri n-am văzut asta cu negri? Nu. Cum era? Adică de ce au duceau? Păi așa cum ai și dumneata. Nebuniile mele? Nu, negru la culoare. Și o cântăreață de muzică populară să-i puie... Așa, da. Așa. Asta să mulgă vaca împoiată, dânsul să ducă mizeria... Și apoi la treabă, da, și să-i filmeze. Să filmeze. Și apoi multe, cu mulți cântărezi, cu mulți de aceștia, ba inginer, ba doctor, pe care i-au prins. Ce știu, cine a fost, cine n-a fost. Am la înțeles. Mine, în curte, 6 ani de zile, tot așa mărți. Studio. Studio. Și cu Cucu. Cucu. Cucu e Adrian Cucu, e colegul lui Bob Rădulescu. Aha, din ce patru, că ei fac în patru ăsta. Exact. Da. E el care e Gaboru. Da. Mai e ăla care zice, ăla care l-a dat, zice, dumne, că... când i-ai zis matale că, băi, ești mai bătrân decât mine. Da. Așa, ăla-i Cucu. Da, că ți l-a recunoscut din prima. Cucu! Și apoi vineau și filmau și cu minunia lor și mă puneau și pe mine. No, și cu mama, pe urmă, am făcut video. Bunicuțele de din Chinteni, da. Băbuțele din Chinteni, da. No. Și ni s-a desfințat studioul. A fost acolo la Teta Rom cătă... Asta cred că e o greșeală enormă. Uite, unul dintre planurile voastre este să reînființați studioul din Chinteni. Da. Și odată m-am trezit că mă sună. Cine a? Cristi a sunat? Sau Mircea? Nu, nepotul. E el cu telefon. Și m-a sunat, eu așa vreau să stau de vorbă cu dumneata și... Bine, mă, copcile, ce să zic, că în telefonul l-am văzut. Vină la mine. Și-a venit acasă și am stat de vorbă și... Prima dată a zis, bun, hai să mâncăm prima dată și pe aia... Am zis, lasă că mâncăm și apoi după aia stăm și povestim. Procedura. Iubire, iartă-mă, dar uite... De asta așteptam. Eu vreau să gust din pâinea asta, n-au gustat. Le e frică să mănânce. Păi mai știi ce otravă ai băgat în ea? Toată seara am stat și am mâncat. Dă-mi pace. Toată noaptea. Și apoi după aia am început și am povestit. După ce s-a dus, eu zic, hai să încercăm. După ce s-a dus, am zis către bărbatul. Eu zic, mă, dacă ești ce știi face? Către domnul Sandu. Către Sandu. Zic, dacă ești ce știi, dar e treaba ta. Dacă le-ai promis, n-ai ce face. Meri înainte. Da, dar avea o față de încredere, zic eu, Mircea. Are o față specială, Mircea. Bunica, trebuie să-mi spui, uite. Nu trebuie să spui că la mine în casă, dacă vii, te iau din tălchile de la picioare până în vârful capului. Te analizez. Cu mine nu-s mere. Când l-am văzut, am zis, mă, ăsta e un copil, poate că e mai bun ca feciorul meu.
După ce? L-am văzut eu. Cum o povestit. Și de atunci, tătale povesti le are și tătala respect le are. Simte ceacrele, tanti Rănuța. Se uită la tine și are capacitatea să vede aura și tot. Păi da, dar ce important, acum bunica, am dat dreptate, că ce povestea se și punea în fapte. Exact. Că dacă vorbea lucruri aiurite, te prindea bunica. Da. Da. Adică simte repede, adică asta foarte repede simte dacă cineva e ipocrit, asta e radarul ei. Deci una, două, vedem că se comportă cu cineva mai ceva, dar zic, tante, nu-ți-am. Alaltă, am fost la restaurant, știi? Nu știu, cu mine n-ați fost. Dar cum n-am fost cu tine la restaurant, mă? A, în Cluj? Râs alaltăr, da, da. No, în Cluj, așa. Și fetele tare drăguță, îmi portă de grijă, nu mă lasă. No, mă deplasez mai greu un pic. Și vine un bărbat așa ca dumneata și zice, da, dumneata e, zice, cu... Mircea. Eu zic cumva, știi? Da, facem o poză. Nu zic că și eu ca el. Ați făcut front comun. Păi da. Eu nu pot să suport să zic că de știu. Ei cineva rău. Da, bunica, acum te înțeleg perfect. Dar... Chestia asta cu celebritatea și cu pozele și cu răbdarea și cu înțelegerea și cu... Uite, ai de filmat filme, ai vloguri și așa mai departe și toată nebunia asta, toată... Și după aceea vine cineva care nu știe în ce stadiu de oboseală ești și zice Tanti Lenuța, hai să facem ceva, nu știu ce. Zic, stai mă băiatule, că sunt și obosită. Cum e relația asta? Trebuie să zâmbim tot timpul sau trebuie să tăiem macaroana celor care ne roagă păi ceva? Păi o tai, dar o tai o țără cu... țără de dulceață, știi, ca să nu se prindă că îl refuz. Nu, la mine vin acasă. Noi erai fără la filmatul. Zic, da. O, doamne, te duci acolo să-și dau trei vorbe. Zic, auzi tu. Da, două, trei vorbe, zic. Da, hai și tu și zic două, trei vorbe. Dar să-ți iasă așa cum le zic eu. Nu să da. Te bâlbăiești și să nu știi ce vorovești. Bravo. Uite, ai har, ai dar, no, probabil că și mie mi l-au lăsat de acolo. E adevărat. E foarte adevărat. Mircea, primul film a fost în 2014. Primul clipul este de pe Facebook, de internet, da. Și tu ai continuat de atunci toate nebunile pe care le-ai făcut. Da. Iar chiar Mirciulică, Nuntă pe bani și tu ai pregătit un nou film. Da. Practic ai fost ceea ce... Bunica, fii atent aici. Băiatul ăsta, ceea ce îmi place mie, că așa le spun și copiilor, bă, copii, foarte bine, avem primul plan, ce mâncăm mâine și ce mâncăm azi. Dar ce mâncăm peste 3 ani, hai să ne gândim și la asta. Ce facem peste 3 ani? Și Mirciulica al nostru s-a gândit la chestia asta. Și tu ai făcut prima dată Mirciulică, da. După aceea te-ai dus la Nuntă pe bani și deja ai făcut un triptic. Al treilea film, cum se va numi? Moartea în vacanță. Îi spui că nu-mi place. Le rezolvăm azi pe toate. Nu le rezolvăm, că le rezolvă el, că nu, pune alt pe moartea în vacanță. Înseamnă că încheiem atunci, nu se poate, trebuie să mai merem înainte. Pe noi s-a inspirat și el după moarte la Veneția, de astea filme mai... Ah, da, da, dar păi lăsăm alea acolo și noi suntem aici. Te mai gândești, viață în vacanță sau, da. Sau divorț în vacanță. Sau dragoste în vacanță. Uite, na! Sau vacanță în vacanță, sau da. Moarte în moarte, da. Dar lasă-o un supărare să mânce moarte. Numărul de like-uri pe care l-aveai de fiecare dată, cu fiecare film, cu fiecare intervenție, venirea lui Tanti Lenuța în echipa voastră a fost încă un plus pentru întreaga echipă. Și eu cred că încet, încet au început și reclamele. Și lucrul ăsta cred că va crea o bucurie și o motivație și un imbold în plus să mai faci în continuare. Sigur. Care a fost prima reclamă? Ți-aduce aminte? Alo, bună ziua, domnul Mircea. Vrem și noi să facem reclamă. Da, ideea e că noi alea ne calculam, am zis, bă, ne apucăm să facem clipuri și la mat vin reclamele. Dar când? Bă, nu știm. Și atunci a apărut ideea de disciplină la noi. Adică noi ne-am propus să facem în fiecare zi clip atunci, că dacă nu ce? Dacă nu nimica, știi? Pur și simplu știam că avem un plan pe termen lung în care noi trebuie să fim disciplinați și știam că la un moment dat o să apară reclamele. Nu aveam un termen 3 luni, 6 luni, un an și undeva cam după vreun an, un an jumate au apărut primele contracte și da, cam după un an jumate au fost și da, au fost o
niște firme mai mici din Cluj care au propus să facă clip cu noi. Ușor, ușor. Dar într-adevăr ce s-a întâmplat la început, am zis, bă, Cristi, ca să facem reclame, hai prea să oferim. Și am făcut o listă cu 10 prieteni care aveau firmă și efectiv am sunat și am zis, salut, vrei să facem o reclamă gratis? Pe atunci nu erai cu bunica. Nu eram cu bunica, nu. Și pur și simplu am oferit să facem o reclamă gratis, ca după aia lumea să vadă, bă, ăștia fac și reclame. Și din 10 prieteni numai 2 au acceptat. Că 8 au zis, bă, sunteți nebun, voi faceți prostiile pe internet. Și 2 care au acceptat, le-am făcut o reclamă gratis, care am încărcat-o la noi, au văzut lumea, e tare, și după aia treptat au apărut. Au apărut și clienți care vreau să facă reclamă. S-ar putea să fi pus întrebările astea foarte mulți reporteri pentru voi. Eu le pun pentru publicul pe care l-am pe YouTube și așa mai departe, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt foarte mulți tineri. Bunica, îți spun sincer. Sunt foarte mulți tineri care nu întrevăd din camera asta. Bă, tu poți să faci minuni, mă, cu o cameră, dacă vrei. Da. Tu poți să faci, dar trebuie să ai perseverență. E ca și când, dacă fac eu aici, din prima o să-mi iasă un platou de mâncare și o să fie cel mai frumos. Îți trebuie muncă, sudoare, lacrimi, sânge, vorba aia. Păi dacă nu faci, n-aștepta. Bravo. Fără pierdere, câștig nu este. Iertați-mă, ați mâncat astăzi? Am mâncat. Am mâncat de mic dejun, nu? Am mâncat mic dejun. De mic dejun, la 10, la 9. Da. Da, nu știu cât o fost. Și am mers într-un loc în care aveam mic dejun și la mic dejun nu prea aveau carne. Și-a fost supărată tanti Lenuța. Am o iară, mă, dai. Nu, tu iertați-mă. Nu, era broccoli și era supărată tanti Lenuța. Tanti Lenuța? Da, poftim. Eu am pregătit ceva senzațional. Păi lasă să filmăm și o după aia mâncăm. Foarte. Deci astea sunt fructe de mare. No, duți-le în treabă. Păi ce nu-s bune? Uite, astea sunt creveți. N-au mâncat creveți. Da, nu, astea sunt creveți. Astea sunt baby caracatiță. Caracatița mânci-o el. Mai, nu-i bun platou ăsta. Fac altul. Te rog să faci altul. Auzi. Da. Nu știu ce să spui. De ce? Despre ce? De mine, știi? Și eu sunt aceea. Eu nu sunt cu buruiene. Cu buruiene? Da. Așa. Eu nu sunt cu broccoli, cu salată, cu... Varză. Cu... Uite, lasă-mă, dă-mi pacea. Pe când îl văd pe el, acolo își umple blidoșea și strochită cu nu știu ce și mâncă. Apoi de aia ăștia ne mâncă. Păi eu nu pot. Probabil că-s bun. Dar astea nu-s buruiene, tantele înțeleg. Asta e carne. Asta este creveți. Eu m-am dus și am pescuit aici, la baltă, în spate. Exact. Aici, la Znagov am... Da. Ăștia-s creveți de Znagov. Da. No. Dar, eu n-am nimica. Dar care e mâncarea preferată? Ai, mie, dar nu este la țară ce să mânci, numai să ai gură. Păi începe de la fasole frecată și condărab de cărnață în ea. Și pârgălită. Neata, n-ai mâncat? Nu cred că ai mâncat. Sunt așa silfidic, că deodată mă gândesc și eu să mai... Poate că mânci cărnați din ăsta, din prăvălie. Dar nu-i bună, la natural de acolo. A, la de... Eu n-am mai tăiat un porc de mult. Vorbesc serios acum. O singură dată am tăiat porcul. Ce nu mi-a spus că aducem iașenii cât e platou ăsta, nu iașenii, o încărnaț? Păi n-aveți slăină la dumneavoastră. Ba, om. Păi dați-o. Păi ce? Nu, stai că am pregătit. Să pregătim ceva. Ăștia nu-s buni, măi. Ăștia ba-s buni pentru ei și cui îi place. Hai că gust și-o unul. Gustul. Ăștia au vorbit cât erau mici. Tai o jumătate și lasă și la Lena. Stai așa, du-te acolo la bucătărie. Aici la Academie avem de toate. Aici e o Academie, vin copii să studieze. Avem bucătărie, profesori... Am văzut toate birou... Sălile de curs. Da, am văzut. Sunt foarte mulți copii și ne bucurăm foarte mult să vină, dar avem și o bucătărie. V-ați strofocat, mâncați-i sănătoși, stropiți-i cu ce vreți... O să pregătim ceva special. Auzi, la mine, dacă îmi faci cartofi cu ulei, cu ceapă, cu acolo, păi azi la mine... Apoi spui cărnațul, slănina șartă, popricată, aită. Ție ce-ți place să mănânci? Exact, ca antrenuța, numai invers. Nu cred așa ceva. Păi cuvânt! Dar tu nu mănânci cărnat, nu mănânci de-astea? Mănânc, numai gen... Încerc să am și zile în care nu mănânc carne într-o zi, știi? Pentru că tine nu ți-a o masă fără carne, cumva cu handicap ceva, știi? Dar pe eu nu pot face o zamă fără carne, să-l rupă porcul piciorul în e.
O fasole, fasole cu ciolană, pe nu de asta cum mâncați dumneavoastră. Cu ciolană ăla, porcului de la mine. Dar știți că e un tip cu care mă înțeleg foarte bine în București aici, care s-a născut din Miercurea Ciuc, dar a studiat în Cluj, pe care îl cheamă Bartoș. O, bată-l, dar n-o fă la mine cu el. Da, am văzut, am văzut. Nu. Și știi exact ce îmi ziceați? Că l-a văzut bunica încă din ea, din prispă l-a văzut, știi? Și l-a luat la rost. Da. Și eu cred că ăsta e cel mai important lucru și cred că acest firesc și naturalețea asta și sinceritatea asta, că asta, e, asta ne omoară. Fii-mă sincer cu mine. Fii-mă sincer, zi, mă place sau nu mă place? Sau vrei să mănânci asta? Nu. Nu ocoli subiect. Tu zi-mi sincer ce vrei. Da, nu. Uite, mi-a plăcut. Mi-a zis bunica fructele de mare nu sunt preferatele ei. Imediat am dat telefon, telefonul e acolo. Am dat telefon și îl schimbăm. Dar până una alta, vreau să spun că una dintre, și revin acum la tine, unul dintre lucrurile pe care trebuie să îl aflu, ai făcut tu o reclamă pentru armată. Uh-huh. Pe asta n-am prins-o. Cum ai făcut-o? Te-ai băgat în... Ai fost tu echipat sau... Să leagă cumva treburi. Păi, la un moment dat, urmăream și eu un pic contextul geopolitic și așa, eram ce tare și mi se... Cumva aveam și la noi o chestie, gen că putem promova orice și să facem cumva cool și chestia asta și la un moment dat am primit, era ceva exercițiu militar și Mircea, nu vrei să vii și să prezinți acolo în stilul tău? Și am mers acolo și, într-adevăr, erau niște protocole, erau unii oameni ușor mai regizi și am reușit să prezint cumva în exercițiul ăla militar și să înțeleagă lumea de ce se întâmplă, cu ce scop, adică de ce să face ce se face. Și m-am simțit bine acolo, adică cumva era ideea, bă, eu dacă reușesc să mă simt bine acolo în mediul ăla, cu siguranță clipul o să prindă lumea, o să se uite și automat are de câștigat și instituția. Absolut. Vreau să vă spun lucruri la care m-am gândit prima dată când am aflat că ne întâlnim. Eu în anii 2018-2019 am făcut reclamă pentru un brand. Și am avut 2 ani contract și după aceea, imediat după jumătate de an, voi ați preluat același brand. Tati, le-am zapateți 5-ul. Eu la locul lui Brenciu. Excelent. Și eu cred că... Apoi, amu, de ți-o plăcut, de nu ți-o plăcut. Mi-a plăcut. Cum e vorba aia, ți-am luat scaunul de suficitate. Nu, da, e adevărat, da, da, e adevărat. Nu. Ideea e că probabil tu ai avut de făcut un scenariu pe care nu l-ai creat tu și tu trebuia să joci. Tu erai pur și simplu ca și artist. Dar ca și creator. Voi ați făcut scenariul. Da, noi am făcut scenariul și atunci am avut o libertate, știam ce se potrivește pentru noi. Dacă poate tu aveai o mână liberă, puteai face cumva să se potrivească mai bine pentru tine. Și cred că asta e important în publicitate în general, știi? Creația să fie făcută tot de actor. E, dacă aveam și o bunică. Da. Cumpărăți. Tanti Lănuța, vreau să te întreb un lucru important. Pe cine moștenești cu duhul ăsta, cu vorbele astea frumoase, cu sinceritatea asta, cu felul ăsta de a fi? Pe cine moștenești? Nu știu. Cum așa? Am jucat cu mama. Da. Cu mama în film, în teatru. Cu Cucu și cu ăștia. Am înțeles. Toată lumea a zis. A fost de 90 de ani când a murit. La 80 de ani o zis, tu la ai, Doamne, zice, nu e rușine, uite-te tu cum răspunde, uite-te tu cum zice. Eu a fost o femeie mai retrasă, adică nu zâmbăreață. Dacă ți-a venit aici, ți-a stat așa, l-a întrebat, de ți-a răspuns, știi? Nu a fost, tu la ai, Doamne, că la televizor, știi? Când m-am luat și am zis, hai, mamă, că ia să zici și tu 2-3 vorbe. Dar, păi, nu, să vedem dacă le știi, le zice. Știi? Nu, poate și de la ea. Tata mi-a fost un pic așa mai... Mai liber, nu? Mai dur. A fost un pic aspru. Că, aspru, da. Că eu pe tare strâng, că și dumneata știi, când te apucai, o, bine, nu. Păi și eu, când spui, păi eu spui rar, corect să înțelegi. Corect. Eu nu-ți mai spui adoră, că dacă zici să zic adoră, mă umflu în pene și mi-e ciudă. Așa. No. Da. Dar tata a fost așa mai autoritar, mai i-a plăcut corectitudinea. Mm-hmm. No, și nu știu ce să zic. Întotdeauna a fost așa mai șucubață. Mai șturlubatică. Maestrolobatică. Maestrolobatică.
Georgiana. Da. E din Bistrița Năsăud. Corect. Așa. Voi sunteți de un an și ceva împreună. Deja avem 2 ani și un pic. 2 ani și un pic? Da. De când suntem împreună, de când suntem căsătoriți. Bănuiesc că v-ați cunoscut la o filmare de-a ta? Nu. Ne-am cunoscut prin o cunoștință comună. Prin mama mea Cupidon. Din clipuri. Da. E chiar mama mea din filmul Mirciulică, care era o mamă, ca așa cumva, posesivă în film. Și-o juca rolul și ne-am făcut cunoștință și... Perfect. După aia s-o legat și eu. O curs natural. Aia i-a fost răzită. Că a avut el, dar nu i-a plăcut. No, nu poți zice că a fost copil de nimnică. De asta v-ați plăcut? Acum sunt tentat să o întreb pe bunica. Da. Dar voi v-ați plăcut pe platou sau... Adică v-ați plăcut atunci când v-ați cunoscut sau au fost câteva luni, au trecut luni? Nu, ne-am cunoscut și după aia, după vreo 2-3 luni, s-a mutat la mine. Bă, dar rapid ești, mă. Da. Acum am măcar experiența de viață, dacă până acum l-am căsătorit. Păi știi cum sunt fetele? Când l-au prins pe Mircea, au pus iaurele pe el și a fost gata. Pe 16 iunie 2022 a avut loc nunta? Exact, nunta da. Mea reală, da. Reală? Reală. Da. A arătat, cum a fost rochia de mireasă? Albă. Faină. Model sirenă. Model sirenă, uite. Model da, sirenă, 8200 lei. Haide, nu putem vine, dacă sunteți interesați de un model sirenă, vă las aici un link în comentarii. Nici cum nu se poate revinde. A fost drăguță, a fost cum zice el, dar nu a fost cu paiete, nu a fost cu varoschi. A fost simplă, da, i-a stat bine. În Cluj a fost. Da. Ați fost, inevitabil, ai fost la nuta bunii acolo? Haide-mi, dar eu să lipsesc. Dans? Am dansat cu... Cred că l-am dansat și pe muzică hip-hop americană. Și cu Lorenzo. Pe 50 Cent, da, știu că o dansat pe 50 Cent. Pe 50 Cent? Tantele nu ți-a dat. Na bine, eu pe mă bag pe orice. Să vină 50 Cent! Bunii! Am dat telefon și am rezolvat situația. Ăsta este platoul de care vorbeam. Da. Cu roșii. Da. Cu ceapă. Da. Cu, uite, cu... Brânză. Brânză. Cu telemea. Cu telemea. Cu jumere. Aici e ăsta cu esența. Ăsta este slănina, de că, uite, partea slănina. Aia e talpa căsă. Slănina. Aia este... Și acum intrăm în subiect. Asta e ca o nuntă, înțelegi? Da, numai că intens. Am dat cu parfum. E nunta noastră, e nunta în care ne-am cunoscut noi trei, practic, și am zis dacă nu facem acum, atunci când? Zi-mi dacă a fost dar la nunta ta. Lasă-mă să zic eu. Dacă zici că e nuntă, scoate și plicul. Păi da, acum, da, sigur, plic. Adu plicul, mamă. Dar nu gol. Dar nu-i gol. Pune invitație la asta la palatului, măcar ceva. Ai și furculiță, iubire, sau mâncăm cu mâna? Ce lipsește de aici? Bun, tu știi ce mai bine. Ce lipsește nimica. De aici? Nimica. Niște sare, tantinența? Sare au fost, acolo. Sare a pus, da. Ăsta, dacă vreți, fiecare. Iei fata mea cea mare, Andreea. Să trăiască. Bunica. Eu i-am cunoscut. Da, și Mircea, da. Da. Să rămână, mulțumim frumos! Dar de ce nu ți-ai mâncat creveți? De ce nu ți-ai țipat pe ei? Am ucit te povestesc. Lasă la ăsta! Creveții au fost un fel de... Așa nu. De test. De introducere. E introducere. Nu, ai vrut să ne testezi. Așa. Și am descoperit că... Dar bunica s-a unit că nimic. A zicea... Nu, mă mână mai târziu. Nu, a zis, nu-mi place asta. Ia de aici. De asta îmi place bunica. De-aia iubită bunica. Place. Peste tot. Luați că mie foame. Eu n-am mâncat nimic de 12 ore, 13 ore. Am zis că dacă facem astăzi, să facem nuntă ca la... Ce beți? Păi n-am băut. Păi aia a fost adălmașul. Aha. Avem așa. Avem vin alb și vin roșu. Și apă plată. Dar nu... I-aș bea un vin alb dacă se poate. Drag, dar mă bucur că e inițiativa. Nu uitați un singur lucru, că astăzi vreau să vă simțiți bine și trebuie să înțelegeți un lucru, că acum la noi aici, noi avem un podcast de ăsta în care se întâmplă de toate, pentru toți. Mulțumesc. Noi nu facem din asta
o bravadă, dar este singurul post în care se mănâncă. Și omul se simte bine. Și eu nu pot să țin oamenii aici. Să-mi spui, bunii, dacă vrei să bei ceva. Îmi spui imediat. Să-mi ne aduci stelele de pe cer. Acum trimit o cometă. Bunii, draga mea bunică, cum preferați să vi se spună tanti Lenuța sau bunica? Da, oricum. Perfect. Da, Lenuța mă cheamă. În timp ce mâncăm, vreau să spun că i-am rugat pe colegii mei, băiatul ăla cu mustață și barbă, este managerul orchestrei mele. Da, băiatul ăsta al de aici, îl cheamă Andrei, e din Vaslui. Băiatul ăsta de aici, îl cheamă Marius. E mai hitiuanu, țără. Așa? El e din Târgoviște, dar e profesor aici la Academie și e pianistul de la mine din orchestră. Și ei au zis că trebuie să vă cânte ceva. Da, păi să cânte, să-i aud. Îi zice așa, mândră floare trandafir. Lasă-mă să rup un fir. Asta e varianta hipsteristă. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Și am zis, bă, trebuie neapărat să le dedici, că dacă nu dedicăm ceva din sufletul nostru, atunci n-am făcut nimic. Copii, cât mâncăm noi, ca la nuntă! Deci, ce mai... Auzi, da... Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Azi mănânci, bei și petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Azi mănânci, bei și petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Da, poți să ai lumea la picioare, banii cu furca să-i întorci. Dar când te cheamă pământul, tot acasă te întorci. Da, poți să faci bune și rele, doar fă-le la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omule, ești muritor. Lui. Căsătorit. Pe cărarea vieții mele au fost spini, au fost și flori, dar copiii încalcă urma și au cerul fără nori. Pe cărarea vieții mele au fost spini, au fost și flori, dar copiii îmi calcă urma și iau cerul fără nori. Da, poți să ai lumea la picioare, banii cu furca să-i întorci. Dar când te cheamă pământul, tot acasă te întorci. Poți să faci de toate în viață, doar fă-le la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omule, ești muritor. Bravo, copii! La mine cântă... Încep eu să cânt, să vezi atunci, să rup. Dar deocamdată vreau să vă spun că Andrei este, are o voce foarte frumoasă. Și, bunica, vreau să întreb ceva din suflet, pentru că de la masa asta stăm cu un om care are experiență de viață. Cum era pe vremuri? Cum era pe vremuri? Uite că nunta asta pe bani pe care ați făcut-o și în care ați jucat amândoi și pe care a produs-o Mircea, mi-a trezit așa un fel de gânduri, mă, nunțile ca nunțile acum, dar nunțile pe vremuri. Uite, vreau să-mi aduc aminte și vreau să ne spui, dacă poți buni, despre nunta cu Sandu, atunci când l-ai cunoscut. 14 februarie. 14 februarie. Da. Extraordinar. Da. Tu nu se știa de Valentin și de mine nu. Nu se știa nici Valentin, cum se cheamă. Și
fratele lui mama a avut două căzi, adică două camere, așa cât e aici, în așa. La dumneata. S-a scos tătătă din ele. Și acolo ați făcut nunta. Și acolo am făcut nunta. Extraordinar. Atunci se făcea în casă, nu era cămin cultural, 50 și... Păi, ai, 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 no. Și a fost un omărât, eu nu o să-l uit niciodată, m-am dus la biserică în capul gol cu nună și cu balțu, tu nu-l trăjeai pe jos, trenă, nu uite, așa mi-i, dar albe, ani albe. Ne-a înghețat vârful nascut, așa a fost un frig. Oh, da. No, și acolo, dragă, la masă, acolo s-a făcut aperitiv și atunci carta bojumării, jnițele, caj de porcă, aituri la noi, așa să zic eu, salată de bif, no, ale erau pe masă. După aia supă de găină. Câtă lume a fost? Supă de găină? Câtă lume a fost? Da, sunt curios. Cât a fost? Plin era. 70 de perechi. Ce? 70 de perechi? 140 de oameni? Da. În cele două camere? Da, s-a strântorit. Extraordinar. Da, nu camu. Și a spus la mese aranjat? Păi, sau? Nu, nu erau mese, da, nu erau, erau mese. Lungul, pe lângă perete. Pe lângă perete, așa. Da, și cetierașii în fereastră. Cetierașii în fereastră de la casă. Doi. Trei. Primaș, contralău și gurdună. No, ala-i joc și voie bună. Primaș. Primaș? Da. Al doilea cum era? Contralău. 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 Tung, 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 tung. Nu, nu, nu. Ala făcea numai zu, zu, zu. Și gurduna... La zi, mă, de zi. Buhai, un fel de... Braci. Braci, da. Dacă, da, 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 braci. Bunica, te rog din suflet. Dacă ți-aduci aminte, ne-ar bucura, pentru că noi suntem de steacu. Da. Și după supa de găină, după leve, așa, că așa era, au venit felul doi. Pireu, o bucată de carne de găină și o bucată de carne de porc. Și crasaveți morați. Nu curei, nesărat, netipărat, salat. Cu euri și alte nebunii. Buruiene. Nici morat, nici sărat, nici tipărat. Am us, duminică am fost la nuntă. Duminică. No, așa a fost. Nu pește, numai în aburi și apoi un gust. Dar peștele în apă, în mol, în... No, mă rog. Asta e moda. Și după aia... Dulce. După aia prăjiturile. Ce prăjitură ați avut la nuntă, tanti Lenuța? Atunci se făcea, am îi zic, tortă. Noi așa îi zicem, tortă. Turtă. Turtă din ouă bătută și mai era sucitură cu nucă. Sucitură cu nucă. Deci, da. Eu pe asta aș cumpăra numai cum sună. Sucitură cu nucă. Dă-mi și eu o sucitură. Două sucituri. Auzi, ei mi-au spus că vin eu la București, dar nu mi-au bătut chiar așa tare că vin eu la dumneata. Dacă se mai întâmplă și ne chem, eu fac așa ce știu eu și ți-aduc eu cic, să vezi cum s-o făcut mai de mult. Eu abia aștept să... Deci asta e prima întâlnire. Da. Acum am rupt gheața. De acum suntem... Da. Acum aveți doi nepoți. Nepotul mai mic. Da. Ăsta care bea, le trage la măsea cu avin alb, cu nu știu ce, și nepotul mai bine făcut. Am câți nepoți am, la cât să-mi împărțesc averea? Nu, eu am, cu spiritul. Cu spiritul? La mine cu spiritul. Bine. Bunii, vreau să te întreb un lucru important. Când stăteau cetărașii, da, lângă fereastră, da, și ziceu. Ce ziceu? Joc. Joc, țărănesc, joc. Nu, hit, hop și țupai. Nu. Și românește, și zicea ficiorește, și jucau însurați, bărbați, în tătășirea. Acum, pe vremea noastră, exact. Sunt hituri.
Da. Ce, melodii cunoscute. Ce melodii atunci era? Era vreun... în anii 50. Ce melodii erau atunci? Găiese ușoare? Ori de nu. Care. Nu. Numai Ciardaș și Hori de-a lui Ana Popcorondan, de-a lui ăștia, Iachim Nica și Horeu, toată lumea, unul cu celălalt. Când ai că tățâs la școala de muzică. Da, mă te duci la nuntă și apoi zice, am nireas în dreapta și am nireas în stânga. Iisus, Iisus! Pe asta nu-i nuntă. Numai să pui bani. Da. Ai avut sucitură la nuntă? Avut. Ai avut sucitură la nuntă? Nu sucitură, avut joc. Ai avut joc? Da. Mircea, da. O întrebare. După cum poate știi, poate bunica nu știe, vă spun acum, am durerea. Eu mai cânt la nunți. Și ce cânti? Hopa! Ce cânt eu la nunți? Ce trebuie? Bine. Eu cânt la... Uite că e prima dată când mă întreabă cineva așa ceva. Eu cânt la nunți, eu cânt să se bucure oamenii. Nu cânt să-mi aud eu ce voce am, nu cânt să vadă lumea ce orchestră, nu, ce costum, nu. Păi dacă nu dansează lumea și nu se bucură, nu mi-a făcut treaba, pot să mă duc acasă. E drept. Cine ți-a cântat la nuntă, Mircea? Am avut un ansamblu surpriză la tantele nunța, Mărțișorul, la muzică populară. Din Chinteni. Din Cluj. Casa de cultură, studenților. Da? M-a avut niște fete așa frumos la vioara acordeon. Am avut pe Arpi, îl cheamă din Arpi Toroc din Cluj. Este rival. Da? Spectacol. Și am avut un DJ pe Dirty Nano, probabil știi și pe Tino și pe George. Arpi Toroc. Un român autentic. Igen. Nu că ți-l prinde acum, mama. No, nu, 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 numai puțin bunica, că nu așa, nu poți să trec așa. Cu spățul, până la capul. Te ascult, iubita mea. Nu, și apoi de câtă ziua s-o da sarmale. Până cât a stat? Până la 4? Păi dimineața până la 11-12 mereu de la uspăț. E, dar la noi cinstea. Să făcea un colac cu gaură în mijloc și împlechit în trii și făcut pe el o pasăre tăgin aluat și o frunză de goron. Goron. În pădure goron. Și are frunzele alea șenii. Aha, da, știu. Am uști. Un fel de stejar. Stejar, dar eu zic goron. Hai, da. Pentru că vreau să știu ce s-a cântat la nuntă. La Mircea. O să-l sun direct pe Arpi Toroc. Pentru că Arpi Toroc a fost în echipa mea la Vocea României. Acum 10 ani. Da, știu. Cântă. Ia vezi cum mă salută, ia. Nu răspunde pentru că... E ocupat. Bună dimineața, Daniel. Cine e acolo, vă rog frumos? Bună dimineața, aici este românul Arpi. Românul Arpi? Uite, sunt aici cu niște prieteni de-ai mei. Da. Cu Mircea. Da. Care Mircea? Ăla Bravo. Ăla Bravo, da. Și cu bunica. Și cu bunica sunt aici. O, pupă pe bunii. O să o sărut chiar și o să o îmbrățișez. De fapt, am îmbrățișat-o și am și pupat-o. O să o fac încă o dată pentru tine. Și acum discutam despre nunta la care ai cântat alu Mircea Bravo. Păi am cântat alu la Cucu. Alu Cucu, Adi Cucu am cântat, că la Mircea Bravo au cântat Carmen Kindriș, că n-au vrut... Băi, stai, tu încurci nunțile, mă, băiatule. Nunta pe bani e un film, nunta lui e altceva. Atunci da, atunci ai tot... Nu încurca nunțile, uite, nu încurcă nunțile. Nu încurc. Deci, ce ai cântat tu, din sufletul tău de român autentic... Din experiența la care am contribuit și eu cu puțin, cu mângâieri și cu sfaturi, spune-mi, te rog frumos, Mircea aici în fața mea și nu și-a adus aminte ce ai cântat. Vreau să-mi spui ce ai cântat tu, melodia care ți-a rămas pe limbă și pe suflet pentru Mircea la nunta lui. Mircea și Georgiana. Ia zi-mi. Foarte, am cântat toate piesele care îmi plac la el la nuntă. Zi una dintre ele. Nu, păi nu-ți pot, eu ziceam. Ia, zice. Zi una dintre ele, hai. Păi I'm Still Standing de la Elton John, de exemplu. Mai ții minte piesa asta? Sigur. Zi-mă, dă-mi, dă.
Ia, îți dau un ton. Da. I'm still standing. 2, 3 și... Hai că ai vocea înaltă, știu că ai acut. I'm still standing. Da. Yeah. I'm still standing. Yeah. You can never know what it's like. Your blood like winter is just like ice. And there's a cold lonely light that shines from you. You are the black you wreck, you hide behind that mask you use. Mă, că nu aud tonul acolo. Nicio problemă, e bun tonul pe care l-ai luat. Și pentru bunii care a stat acolo la nunta, la nunta lui Mircea, ce ai cântat? Pentru bunica din sufletul tău. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Biztos, zice bunica. Ne bucurăm că te-am auzit. Sper să ne revedem repede în Cluj, pentru că ne e dor unii de alții și poate ne vedem în Chinten acolo. Sau poate face... Eu sunt aproape de Horia. Da? Tu ești, dacă te întreb, tu ești aproape de orice, dragă. Dar... De Cajantou. De Cajantou. Coiantou. Deci, ne vedem la Chinten, da? Dar în 8 martie, nu uita. Doamne, nu-i prea mult până atunci. Pentru Horia, că nu-l văd cu ani, nu-i prea mult, bunica. Da. Dar lasă că-l aducem. Horia vine în 8 martie la Cluj cu forța. Nu? Bunica, da. Oricum ne vedem duminică. Da, ne vedem. La avantpremieră. Facem avantpremieră. La nuntă pe bani. Da, facem și la Cluj și și la București. Vezi, să nu mai încurci nunțile mari, mă. Scuze eu. Cer mii de scuze la ungure pentru că încurcat la el nunturile. Nu face nimica. Încurcat la tine limba. Încurca la tine limba. No, să fii sănătos. Pupă tare. La toate lumile, mânurile și ungurile. Pupă mare. See you, pa, să fii sănătos. Pa. Băi, nu. Eu cred că trebuie să reluăm nunta, iertați-mă. Dar când e vorba de nunta, e un subiect foarte important. Și eu când am avut nunta, că și eu m-am căsătorit, gata, nu mai... Am trăit, da, gata. M-a prins o fată... Te-o călca pe picior. Ce înseamnă asta? Că dacă mă calcă, ce e? Păi e sub păpuc. Da, cred că da. Da, e... Na, asta e. Dar, pentru că noi am pregătit câteva bucăți de nuntă, deci e foarte important. Trebuie să-mi spuneți, și nu o să recunoașteți piesele, ce piese de nuntă sunt? Speciale cântate doar la nuntă. Știți vreuna? Acum? Da. De-astea populare. No, pe de-astea nu sunt amu. Numai când bagă cântăreți. Uite, bag eu un cântăreț acum. No, acum nu mai este. Numai dacă aduce cântăreață. Așa ești, cânt acolo piesele, două, trei și se duce în treabă. Da. Ești alalți. Și apoi care-s ca mine, adică ca mine, eu nu mai joc. N-am partener să joace cum îmi place mie. S-o gătat. Apoi când îi vezi acolo că se bat de oaltă și nu știu juca, apoi îmi vine să se duce și șez pe scaun. Asta este o bucată specială de nuntă. Andrei! Hai lăutare! Ia! Asta e horă! Păi s-o horească și... Dar nu! Mărine la nunta ta, mărine. Iha! Toate fetele juca, măi dragă mărine. Numai una nu juca, mărine. Stătea-n poartă și plângea, măi dragă mărine. Wow! Ce mână are? Ce mână are? Mărine, să te usuci, mărine. Ca până care-o mănânci, măi, dragă mărine. Și ca vinul care-l
bei, mărine, mărine. Hai tot zis că ai să mă iei, măi dragă mărine. Ceterașul nou. Las-o, las-o, las-o așa, mărine, mărine, că și eu voi mărita, măi dragă mărine. Mai la dea de casa ta, mărine, mărine, și ți-o-i frânge inima, măi dragă mărine. Bravo, copii! Mărine la nunta ta, mărină, mărină. Bunica. Da. Draga mea bunica. Vreau să întreb dacă atunci, în anii aia, 60-70, se cântau doine în chinteni. Da. O doină care să fi rămas pe suflet? Atunci s-o cântat doine, s-o uitat doinele? Nu cred așa ceva. S-a uitat, pe așa cum, la muzică populară, dragă. Numai la-la-la și li-li-li și hop-hop-hop și nu știu ce. Nu cântă o doină. Cine nu știe doinii, a la noi cântăreți de muzică populară. Mi-e plac cel mai mult doinele. Păi la noi era una că așa îmi vine câteodată să dau în chintău cu o piatră. Și așa-mi vine câteodată, dorule, și așa-mi vine câteodată să dau cu cuțitul-n piatră, să dau cu cuțitul-n piatră, dorule. Aveți? Dau o țifră lești. Cum o fac? E remixată? Da. La noi, știi, așa, lentă, mai rar. Păciodlău carului. Când se duce... Și așa-mi vine câteodată, dorule, să dau în chintău cu o piatră, dorule. Mă face să horesc. Păi... De la vin. Bunii, de la vinul pe care l-a băut... Dar ai o voce foarte frumoasă, bunică, iartă-mă că Mircea la fel... Auzi, am avut și am horit. Bărbatul meu a fost 40 de ani cântăresc la biserică în sat. Extraordinar. 40 de ani cântăresc. 40 de ani. Și cum era slujba? Era cu iubite voi, Doamne, cu... ăsta e, la slujbă, era cu cor sau era singur, cânta singur? Singur, nu era cor. Cânta tătă biserica. Din ce a murit bărbatul meu, tătă lumea a muțit. Extraordinar. Nu mai cântă nimeni. Nu-i cine să ducă. No, și așa că am avut evenimente frumoase. M-am dus și eu la revelioane, că a fost în servici și s-au făcut cele revelioane de la fabrică și am participat și eu. Să nu devenim prea nostalgici, că după aceea nici n-am ajuns la dulce. La sucitură. Înainte să ajungi la dulce. Te rog să iei un dulce. Mirciulica a fost primul tău film. Da. Să zicem că a fost prima ta experiență. Te-a lovit doar anumite greșeli pe care nu le-ai mai repetat deloc la nuntă pe bani, corect? 100%. Ce ai greșit prima dată? Ziceai, Doamne, nu mai fac asta niciodată. Să înjur în film. Cum? Să înjur în film. Adică noi eram, făcând primul film, nu prea știam noi, atunci învățam și ziceam, păi, în general, în filme se înjură. Se înjură, vedeam, da, în afară, vedeam în România și la filmele de artă și la filmele comerciale, se înjura. Înseamnă că așa trebuie, adică fără să trecem prin filtrul nostru. Așa. Și până, și până după ce am făcut filmele, înseamnă că noi suntem, am obișnuit publicul cu un conținut neapărat cu minte, dar... Mai trivial, așa. Comod. Adică tu poți să vii, nu, oameni care poate se simt deranjați din jurături și înțeleg chestia asta. Am înțeles. Și atunci am zis, bun,
dacă e stilul nostru și suntem capabili, am făcut ani de zile conținut pe internet fără jurături, le facem filme în același mod. Și acum la al doilea film, Anuntă pe bani, e un film fără jurături, adică să poți veni și cu părinții și cu familia, de exemplu, la Mirciulică, tantele Anuță are mulți prieteni care sunt călugări sau preoți. Și au venit la film. Ne-au fost un pic rușine că au venit la Mirciulică și erau câteva jurături. Acum, la Anuntă pe bani, o să stau mai relaxat. Au venit niște călugări de la biserică, de acolo, din Cluj? E la mănăstire, de la Izbuc. Județul Oradea. Izbuc. Județul Bihor. Da, din județul Bihor. Și le-am spus și părintele de la noi din sat, și acum vine pe mai mulți, că zic, mai sunt câte o spovedanie, vă rog frumos să... No, și apoi am văzut ce în taie asta mai sunt spovedanie, zic, în taie asta nu. Da, și am vrut să facem pentru toată familia, oameni care se obișnuiesc cu un conținut, că m-au văzut pe mine, că în jur, în film, au zis, oh, eu de... Păi fost... când au auzit, păi el au zis, așa... Da. O smir, chiar așa s-o duit. Da, e clar că din nesiguranțele noastre am făcut anumite greșeli la primul, care acum al doilea. Îmi dau seama că și după ce s-a apărat al doilea, poate zicem, a, puteam face asta mai bine, dar e un proces continuu. Noi, gen, absolut, dăm lovitura cu ăsta, ne retragem, facem imobiliare. Știi? Cum a fost da, cum a fost primul vlog, prima filmare acum, da, 2014, așa să te perfecționat pe parcurs. Absolut, adică nu trebuie să fii foarte bun la început. Adică primul film l-am făcut ca o școală pentru noi, așa am spus. Frumos, da. Adică, mai ales când îți pui și banii tăi și te doare când se cheltuie aiurea, înveți ce mai bine. Adică ne uitam cât costă o școală să mergem în Londra să facem și am ieșit mai ieftin făcând un film. M-am învățat într-un an de zile toată treaba asta. Ne-am dus la film noaptea. Ne-am dus acolo la restaurant. Așa. Au fost 100, vreo 20 de persoane. Când m-am băgat acolo, zic, dar Mircea, ce faci cu ei? Toată lumea se uită la film. Păi zic, ce? Păi zic, ce? Tu l-ai, Doamne, zic, dar pe la ăștia trebuie să le dai de mâncare, mă. Corect. A, când am filmat cu nunta? E. Dacă... A, la filma, la secvența filmat cu nunta, da. Da, păi... am recreat 3 nunți și automat, nu, au fost undeva la câteva sute de persoane care toți aveau un rol acolo. Eu și m-am mirat, am zis, dar ce faci cu ei? Da, a fost un ne-a scos un pic zona de confort, dar da, ne-am bucurat. Dragii mei, eu vreau să vă felicit pentru afiș. Afișul este exact aici. Da. Eu cred că afișul ăsta conține de toate. Și uite, și se uită și domnul producător la mine așa. Deci, pentru tineret, iată un picior. Da. Pentru județul Bihor, pentru călugării noștri, o Biblie. O Biblie, da? Și pentru toate fetele, da, din țară și din lume, cel mai sexy băiat, da, Mircea, este aici. Și cu banii. Și da, pentru anumite interese pecuniare, uite și banii aici. Deci afișul ăsta le are pe toate. Plus, păi, dar că... nu toată lumea îl înțelege. Nu, păi, bunii, stai așa că n-am terminat. Când am strâns așa, am văzut că e plicul. Ăsta e plicul. I-am venit cu plicul. Uite, ăsta e plicul. Da. Deci ăsta e un afiș foarte, foarte bine gândit. În stânga bunii care își dă o palmă pe cap. Când... Păi da, zice, Doamne Dumnezeule. Bunica e instanța morală. Atât în chipul. Ca să nu o luăm pe ulei, apare bună ce deci, bără. Deci, jumate așa, da. Și, bineînțeles, aici desfrâu și flori și bani și un crac, așa. Da. E nebunie maximă. Și eu le-am zis, mă, zic, nu e pe-a zgâit acolo, că nu, că dar e foarte, e foarte bine. Cine e actrița? E o actriță care în momentul ăsta nu e foarte cunoscută, o cheamă Alexandra Spătărelu, am făcut un casting cu ea. Da? Și acum zicea că, bă, efectiv nu-ți luată la alte roluri. Și am spus, Alexandra, mi se pare că a jucat extraordinar, ai răbdare, apare filmul, lumea o să te vadă și poate să fii chemată și la alte filme. Da, ea știa că ești căsătorit cu Georgiana. Da. Au fost faze și mai aprinse. Nu știu cum au fost alte duble. Da. Pentru că da, au fost faze aprinse. Da. Te-ai străturat de mai multe ori cu... Da, cu Alexandra. Cum a reacționat Georgiana? A zis ok. Păi, și Brad Pitt s-a sărutat cu... Știi? Da, da, păi nu, ea oricum... Eu cu Georgiana am citit scenariul, ne-am uitat peste el, adică știa ce urmează. Și a plus că eu am mai avut și în filmul Mirciulică m-am mai sărutat cu o fată. Adică am experiență la sărutat. Nu-i prima. N-am ce zice, înghițesc. Nu, tac din gură, tac din gură. Înghițesc. Da. Nu mi-a plăcut. Îmi bugăte fază pe acolo, că m-am gândit la Georgiana, dar... M-am gândit la fel la Georgiana. Filmul. Eu când am văzut trailerul și când am văzut cu de...
Mirciulica a fost un fel de viața ta, da? Da, așa a fost oarecare, da, o asemănare. Și în continuare, după o lună după ce ai făcut tu nunta, da, te-ai apucat să filmezi nuntă pe bani în 23 de zile. Da, eu cred că e important să filmezi și să scrii și să joci ceea ce ai trăit. Eu cred că el scria încă de la nunta cu Georgiana. Film și aici, și avea un șervețel în dreapta. Aici nu, o să am un plan de sus cu plicul. Nu, scenariul a fost scris înainte de nunta mea cu Georgiana. Noi am fost la începutul anului, în 2022, cu Cristi, cu toată echipa. Am scris scenariul, a fost gata și după aia s-a întâmplat toată treaba cu nunta mea reală. Fie de aici, unde te-ai simțit mai bine? La nunta ta sau la nunta din film? La nunta lui, lasă că îi spui eu, nu la asta. Instanța morală! La nota din film am simțit, eram mai stresat să se întâmple totul bine, vedeam multă lume. Da, erai stresat. Eram un pic stresat. La nunta mea chiar m-am simțit liber, am fost stresat până la dans. Știi cum e. Foarte bun castingul. Am văzut mai mulți tipi cu diverse tonalități. Acum nu m-am băgat în seamă. Da. Acum când vorbesc de film. Da. Iliușan, știți cum îl cheamă pe Iliușan? Cum? Nu știți? Iliușan Connery. Ah, i-ai pus nume. Ce vrei, mă? Asta e poantă. Era pe vremuri Cațavencu, știi? De fiecare dată era acolo. Da. Și erau niște nume de-astea, combinație de nume româno-americane internaționale. Da, Cristi a făcut castingul la film și cred că au fost toți pe amploa, toți actorii. Bă, i-am căutat să știi numărul de telefon și nu m-a sunat nimeni. Adică n-am... În continuare, poate numai... Adică nu... Eu am jucat în filmul Nașu. Adică eu... Nașu... Mă rog. Asta nu e o problemă. Am trecut cu vederea. Ceea ce e interesant este că în filmul ăsta... Spune-mi de unde e secvența asta. Asta e o mașină pe care o împingi. Da. Asta. Da. Asta de unde e secvența asta? În ce moment? Din film sau în ce locație? Nu, din film. Din da. Nuntă pe bani. E din Nuntă pe bani. Știi care e chestia? Că mi se pare interesant. Când vezi un blockbuster cu Jean-Claude Van Damme, cu John Statham și cu Iliușan Connery, așa, mașinile tot timpul sunt în sute kilometri la oră. În filmul ăsta îl văd pe Mircea împingând o mașină. Asta e, ce zici de chestia? Păi, nu vrem să concurăm cu blockbuster. Am zis, bă, facem chestii românești. În România rămâi fără să lovește mașina, să strică. Adică, pe noi, implant, românii vor să facă chestii românești. Asta cred eu. E adevărat. Adică nu mai vrem neapărat să vedem chestii americanisme reinterpretate la noi, ci eu cred că vor să vadă, bă, ce-o trăit și ei. Și de asta și cumva și filmul e lansat după ce deja au trecut perioada asta, fiecare dintre noi am fost la anunț, am dat 2-3 plicuri, ne doare mâna și acum când merg la filmul ăsta, deci exact așa a fost și la nunta aia. Mai ții minte când o venit ăla cu nu știu ce? Deci clar te regăsești. Eu vreau să vă spun că mulți români se vor regăsi în nunțile pe care le-ai recreat în film. Da. Adică da. Nu cred că există om să nu se regăsească. Am văzut că în film... De ce zâmbești? Da. Am văzut că în film e distribuită o fată. Așa. Frumoasă, talentată. Și eu cred că dacă, de exemplu, am încercat... Ce să zic? Alegerea a fost bună. Eu cred că domnișoara care a fost aleasă este talentată, are foarte mult succes, iar melodiile astea au intrat deja în conștiința colectivă, să spun așa. Da. Și eu cred că trebuie să ne pregătim, pentru că dacă facem nuntă pe bani, trebuie să facem cu muzică. Nunta înseamnă muzică. La fel cum era și cetărașii la bunica, la fel cum au fost și la mine... Că nu m-am putut abține țivite la nunta mea și am pus microfonul și am început să cânt. Se zice că nu trebuie să cânți la nunta ta, că nu știu ce. Da, eu am cântat. Ce gândești. Așa. Vreau să vă spun că dacă nu știți, nu e o problemă, dar ați cunoscut-o pe Carmen Kindriș. Da. Da. Cum e fata? Adică cum vrei să-ți o descriem? Din ce ați... Din cap până în picioare? O trecut testul la tantele nunța, deci... Îi, cum să zice la țară, e bun animal. Așa e bun animal. E bun animal, știi cânta. Pentru că noi acum trebuie să ne pregătim pentru... Mă, cine știe la ce nunți mai fi invitați? Voi acum, voi vă dați seama că
voi o să mai primiți invitații la nuntă, având în vedere că e nuntă pe bani, și va trebui din gând în gând, măi Mircea, tanti Lenuța, hai să cântăm ceva. La voi, ce să cântăm? Nu ne băgăm. Ba da, hai să cântăm piesa din filmul vostru. Ok. No, domne, ferește. Deci, tanti Lenuța. Da, ce gândești? Ziua în care tu m-ai sărutat, mi-ai dat toată viața peste cap. Da. Deci, ușor. Ușor. Acum eu vă și testez, că a strat duble după duble la asta. Da. Oi, dar eu n-am fost acolo. Bă, nu, pe ce... Uite, încep eu, ca să prindeți... Da. Atenție. Da. Ziua în care tu m-ai sărutat. Atenție, încep eu. Ziua în care tu m-ai sărutat, ta-ra-ta-ta-ta-ta. Mi-ai dat toată viața peste cap. Buzele tale duci ca mierea, ochii tăi îmi dau puterea, gura ta-mi dă fi orice mi-ai făcut, că mă omori. Au, 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 au. Haide, haide, bine, bine. Asta e. Acum cred că repetă. Nu credeam că o să mă îndrug. Atenție. Acum tu ar trebui să intervii aici. 1, 2, 1, 2, 3 și... Nu credeam că o să mă îndrăgostesc. Superbă, vocea-i Mircea! Dar inima nu pot să opresc. Și acum vine nebunia! Buzele tale duci ca miere, ochii tăi îmi dau puterea, gura ta îmi dă fior și mi-ai făcut că mă omor. Au, 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 au. Dale duci ca mierea, ochii tăi îmi dau puterea, gura ta îmi dă fior și mi-ai făcut că mă omori. Au, 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 au. No, frate. Băi, frate, deci dacă voi ați cântat melodia asta... Fata cântă, no, fata cântă, într-adevăr. Cântă. Și cu trupa acolo, cu nebunie. Păi are acolo trupă și studio de te dore capul. Da, are taraful de 16 oameni. 16 meniuri. Aoleu! În tata se gătriua. Auzi, Cristi, spune-mi, voi sunteți asociați și ca producător, nu? Da. Da, noi suntem producători amândoi și el e regizor. Fii de aici, fii de aici. Discuție dintre... Iliușan și cu... Mircea. Auzi, mă, cine cântă la un film? Băi, nu știu, ar fi mai multe variante. Păi zi. Păi să facem populară. Nu, băgăm manele? Că poate... Nu, mă, nu manele, populară. Asta e sănă... Pe cine se îndră? Hai să luăm pe... Hai să luăm pe Kindriș. Auzi, mă, dar nu vrei să facem așa cu Brenciu ceva? Nu. Nu, că bugetul. Nu, las pe Kindriș. Auzi, dar cât sunt ăștia cu alu Brenciu? Nu știu, mă, sunt mulți, vreo... Toată echipa lui, vreo 20, că am sunat. Și alu Kindriș? Nu știu, vreo 12, 13. Kindriș rămâne. Perfect. Astea-s producătorii adevărați, știi? Da. Asta vreau să vă spun, că... Și că, pentru că nu m-a schemat, eu nu... Vă dau toată viața peste cap. Kindriș mai are o piesă. Asta e pentru partea mai... Da. Deci asta e și mai tare. Deci eu când citesc versurile astea, nu pot să mă abțin să nu râd. Ce mă, nu știi piesa asta? Am nu cred. Deci, tac, tac. Asta e, nu? Asta e. Pereche, ochelari de soare, am cumpărat. Să mergem mai mare. Pentru 7 nopți am luat cazare, mic dejun inclus, ce surpriză mare. Doar pentru tine, pentru mine, pentru noi. Și acum că toată lumea știe, toată lumea! Două perechi de ochelari de soare am cumpărat, să mergem la mare. Pentru 7 nopți am luat cazare, mic dejun inclus, ce surpriză mare. Doar pentru tine, tine, pentru tine, pentru noi. Nu, wow. Mă rog, are orchestra acolo, are... Și-și face, că alt serviciu n-are. Eu vreau să vă spun că m-am bucurat foarte mult când bunica a fost recunoscută pe plan intern. Bunica, te rog frumos să-mi spui de unde e poza asta și ce reprezintă.
No, păi. Știți că n-ați luat premiu. Da, acolo la București, la... La... A, la de fiță. Da. No, păi, spune-mi, bunică dragă... Da. Ce premiu a fost ăsta? Îți spun, a primit un premiu special de la Digital Divas. Igen. Igen Teșac. Deci, Divas. Diva digitală, ta întrență. Deci, da. Traducerea este diva digitală. Da. Nu. Ce premiu ați fi dorit toată viața să obțineți și n-ați obținut până acum? Poate să fie și un autograf de la cineva sau o îmbrățișare de la cineva care... Tot ce le-am primit. Toate? Tot. Îți mulțumită. Tu de ce erai acolo dacă era Digital Divas? Vrei, păi să... trebuie să mă însoțească. Da, cam funcționăm în echipă. Nu, dar văd puțină gelozie pe fața lui Mircea. Da, și m-aș fi dorit să fiu Digital Diva, dar da, asta a fost. Dar am mers împreună acolo și... Păi cum, să mă lesă singură să mă duc? Să mă fure oare cine? Nu, păi să nu fure mie. Auzi, am primit, de-aia este bugăție, am primit și de la episcopi crucea. Aia m-a bucurat mai mult. Așa. Din Bihor? Da. Dar unde e în Bihor exact? Izbuc. Izbuc pe lângă? De la... Cobor spre Ștei. Deci cum se merge de la Cluj spre Oradea, se coboară cumva în jos spre Ștei. Da. Știți ce îmi place mie la județul Bihor? Că toate mașinile, când mă duc acolo, sunt inscripționate cu prenumele numele meu. BH, 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 tot da, timpul. Da. Și de fiecare dacă zic, băi, ăștia, dați-mi mașinile înapoi, că mi le-ați dat pe toate. No. Da. Și diplome am primit, că am fost cu copiii de la școală, în, de sărbători, cu corinți. M-au chemat directorii de la școală. Nu, și preasfințitul Andrei Cuț și... Așa că eu sunt mulțumită de tăche, de tăche ce am căpătat. Dar sunt mulțumită că pot să mă duc cu ei. Da, pentru că relația voastră e mai specială decât crede lumea și nu știe lumea un episod din viața voastră. Dar nici nu trebuie să știe. Ba da, trebuie să știe. Păi ce să știe? Că li ciudă! Stai, omule! Da, să le fie! Și uite, bucuria mea când am aflat asta, că nu știam. Am rămas singură când am fost bolnavă. Da. Mircea m-a sunat și m-a întrebat ce fac. Și am spus că nu prea știu ce fac, pentru că nu am voce. Și nu a durat mult până a ajuns la mine cu un rezident. Da. M-au luat și m-au dus imediat la spital și mi-au salvat viața pentru că am fost foarte bolnavă. Ăsta e. Mă vreau să fac o paranteză. Deci, cu perioada care a fost cu nebunia, cu COVID, cu nu știu ce, nu știam exact ce se întâmplă, dar e că foarte multă lume venea în visă la Tancile Nuța. Deci, efectiv, am pus un anunț pe gard. Vă rog frumos, dacă ține la Tantele Nuța, hai să o vizităm mai rar în perioada asta. Că nu știam ce se întâmplă și mă veneam acasă, la veneam la Tantele Nuța și zicea, au fost vreo 20 de băieți de ăștia pe la mine să mă viziteze. Nu știu, eram când stresat. Când a fost în vogă COVID-ul, atunci la mine nu s-a închis porta până nu s-a mai ieșit. Asta a fost, într-adevăr, așa și asta nu pot uita și nu voi uita și ne-i pus aici. Eu vreau să vă spun că, într-adevăr... N-am cuvinte. Poate că așteaptă oare cei de la mine să-i spui în față, dar nu pot să-i spui ce gândesc. Că nu... Ce-i pe suflet. Ce-i pe suflet. Ce-i pe suflet? Am un ficior și el e numai singur. Mircea e numai singur. Păi acum e cu Joe. E cu Joe acum. Și nu știu până pot rădica mână un ficior să nu fac ceva parte. În momentele grele el a fost lângă mine. Pentru că toată lumea, când sunteți în, când lumea e în vogă, și asta am simțit și eu foarte mult în ultimii 30 de ani, când am avut momentele cele mai grele, câteodată vrei să ai momente grele ca să vezi cine e adevărat, cu adevărat lângă tine. Da.
Cred că asta e cel mai dur lucru din viață. Eu la băiat nu-i spunem. Nu-i spunem că eu cât sunt de bolnavă și cum am tras 2 săptămâni, cum i-am spus la Mircea. Ea nu vrea să ne streseze, adică cumva au tendința asta. Părinții noștri, bunicii noștri. Bunica vrea doar bine fără să arate problemele. Nu vreau să le spui, nu vreau, de răbd. Și el a venit și o tot discuta cu rezidentul și nu știu ce, și aia zice că vii și îți faci analiză și vii acasă cu tratament. Gândesc eu, dă-i pace, că mă duc dusă-ți. Și ultimul cuvânt am zis că te sandu-sandule, zic să nu te duci de acasă să lași ușa uliță, de știi să zic cum ai obiceiul. Ca vine oare cine și ne face demnenune. Când m-am uitat acasă, nu l-am mai găsit. Și apoi ei m-au dus și băiatul m-a așteptat acolo, că ei o vor ovi la oaltă, s-o înțeles. Și când a venit băiatul cu comandanta, ce nu, doamna moldovană, avem o problemă. A murit tată tu. Da, mamă. Știi, când o vezi pe bunica plină de viață și plină de zâmbete... Da, și nimeni nu știe ce e. Sună framă. Sună framă. Da. Eu am știut cum muri Sandu noaptea. Ați simțit? Ne-au părut 5 lumini albe în față. La 2 și 10. Atunci au murit. E lungă poveste... Nu întristăm oamenii că nu-mi pot da nimica, nici lua. Ce-o trecut, e trecut. Lumea merge înainte. Lumea merge înainte și, indiferent ce nuntă vom face în viitor, vreau să zic că am o idee pentru următorul film. Ești foarte deschis. Gând la gând. Oare? Ce moarte în vacanță? Da, spun eu. Spun eu cum se va numi următorul al treilea film. Mă rog. Da. Următorul. Următorul film. Am o idee perfectă, dar nu înainte ajunge de a asculta melodia. Mulțumesc. Cu mare drag. The Bride Take the Day Off. O știi pe asta? Până acum nimica. Ia-ți mireasă, ziua bună! De la tată, de la mumă! Păi ia-ți mireasă, ziua bună! Bine, Andrei! De la tată, de la mumă! Cauzi! De la frate, la surori, măi! La grădina cu flori, măi. Oricum mă specializez în nunți, spun eu. Pentru suflet, domnul Mircea, pentru suflet. Ia-ți mireasă ziua bună. S-o repetăm. De la tată, de la mumă. Păi ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la frate, la surori, măi, de la grădina cu flori, măi, de la frate, la surori, măi, de la grădina cu flori, măi. Bravo, copii! Bravo! Senzațional să vezi! Bravo. Și acum... Am o poantă, înainte să vă spun în următorul film. Am mai făcut o poantă. Dar trebuie să completați voi doi. Dacă Mirciulică a avut... Cristi, mă urmărești? Dacă Mirciulică a avut în weekendul lansării încasări de 1,6 milioane de lei... Nuntă pe bani va fi poanta. Foarte tare. Nu? Tangență. Va fi? Bănoasă. Fără număr!
Am înțeles. Asta e. Bă, da, 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 nu, 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 nu. E la nivel, Horea. Acum ne încercăm să ne ridicăm, dar împingem. Deci se vede... Nu, nu. Mai avem câteva strigături? Aia cu nașul? Alo. Ține, Hora, nașule! Deci, na, bun. Perfect. Deci, următorul film, Mircea, Cristi, notezi? Da. Nuntă la Las Vegas. Deci nu ne încadrăm în același buget. Nu, dar ambițiile sunt mai mari, Cristi. Absolut. Bun. Vrei să-ți spun scenariu? Un sinopsis, nu un scenariu. Mi-ar ajuta două, trei propoziții. Perfect. Tu te duci cu... Deci o continuare. Te duci cu banii. Da. Cu iubita din film, cu Georgiana, cu iubita din film, te duci în America. Ok. Faci, intri într-o încurcătură și mai gravă decât în România și la un dat ești, ce să mai ești, săracul, te aruncă într-o închisoare, ești, vai de mama ta, nu știi cum să zici. Și îți dai seama, găsești la un alt om de acolo care a închis un telefon. Dăm telefonul, să dau un telefon în România. Și ăla de milă, a, român, cu Vlad Țepeș, da, ok. Îți dă telefonul și o sunt bunii, salvează-mă. Ai înțeles? Bunii vine în America, îi pune pe toți la punct și rezolvă situația. Problema e că nu mai trebuie să cântăm muzică populară. Adică Kindrish nu mai are ce cota acolo. Pe cine ai vedea tu în Las Vegas? Pe... Pe Brenciu. Așa! Bravo! Și melodiile se schimbă. Nu mai sunt aceleași melodii. Bun. În America sunt niște melodii clare de căsătorie. Le știți? După ritm, așa o știu. Cea mai importantă melodie de căsătorie din America este asta. One without another. Love and marriage, love and marriage. It's an institution you can disparage. At the local gentry, and they will say that film. Tu mai luat de film? Try to separate them. It's an illusion. Try. Mulțumesc, Mircea, m-a dat și mie voie să cânt. Ai, mama ei de viață. To this conclusion, love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. That was told by mother, you can have one without the other. Aplauze. No. Ea este mai văzutați. Numai la Brinciu. Acum ai prins ai prins curaj, a? O prins voce. Ai prins când știi versurile aia, acolo o pornire, cât de cât ceva. Ai prins curaj, a? Da. Să-ți dau ceva de la domeniile Cuza, să prinzi curaj. Deci ăsta e Mircea. Ăsta e Mircea. Și acum de-abia începe. Deci asta, ce ziceți de chestia asta? Uite, și vin pro bono. Da. Pro bono vin. Super. Nu-mi dați bani pentru film. Pro bono. Nuntă la Las Vegas. Excelent. Și acum compară cu aia altă, cu vacanță. Nu, nici vorbă. Nici pomeneală. Da. Da. Trebuie să te judeci. Da. Înainte de a o slobozi. Ce zicem, tati Lanță? Ce facem? Ne riscăm? Deci, eu ce vă spun, acum nu vă oblig să faceți chestia asta. Uh-huh. Dar eu cred, și de exemplu poți să-i spui, nuntă la, nu știu, îi spui luna de miere. Luna de miere, Las Vegas. Da, da. Știi, era pe vremuri aia cu nepotul Auro și Ardelenii. Da. Eu sunt nepotul. Dar înțelegi, ai Auro și o să Ardelenii. Și tu parte asta, Ana. Bă, adevărat că toți suntem Ardeleni la masă asta, așa că nu e problemă. Dar eu zic să vă gândiți. Nu vă... Da. Da. Și vede. Putem filma, putem băga și niște... Vrei, nu vorbim urât, noi românii. Numai americanii. Câteodată. Da. Vrei să introduci... Tu ai introdus vreo împușcătură, vreo explozie în film acum, la nunta de... Nu, la nunta pe banul. La Mirciulei că am avut niște împușcători. Nu. În America
E musai, cum să zic. Bunica e mai... Da, acolo... Poate un extraterestru, ceva, nu știu, vedem. Să se slobode unul. Cine știe? S-au slobozut extraterestri. Deci eu cred că așa se va întâmpla și vreau să vă gândiți bine la chestia asta, că mi se pare foarte interesant. Dar, pentru că mie mi s-a făcut foame, foarte tare, și ne-au apropiat de întrebări, am niște... Mamă, ce bună! E, dar păi slănină nu ți-ai luat, să vezi că cum e slănina mea. Eu mănânc și slănicioara de la slănină. Păi da, e mole. Mie mi-e dor. De ce ți-e dor să mănânc? Mi-e dor să iau așa o pită, să mă duc la un foc de ăsta, să aprind un foc în natură, să o crestesc pe donșoara slănină și de fiecare dată... Și când... să pui ceapă pe pită și să picuri. De au trecut și de ani, nu știu câți au trecut ani de când am mai făcut chestia asta. Nu lasă, dragă, mie când întorc că eu o zon perț. Îmi fac foc, îmi fric, mânc, mă servesc. Nu știu unde au dispărut obiceiurile noastre din copilărie. Nu aveam noi prea... Dar păi stai în loc, ceapa asta ni pusă ea și ni... Când umblam la sapă, când era pe vremea, aha, și pusă iașenii șurți și o îmbătărai și tăgeai acolo ni. Și-o... Fără cuțit. Fără cuțit, o spărgeai. Imunitate, nu am mânc tot de pe... Adevărat. Și n-am imunitate. Dar ție nu-ți place chestia asta? Tu n-ai face... tu știu că faci niște întâlniri cu firma ta, cu Bravo Films, nu? Da, e colegii mei, Bravo Films, da, da. Deci, cum fac ei? Se duc la o cabană? Da. În ce? E undeva în munte. Pe de exemplu, la nuntă pe bani am mers undeva... Unde a mers, Cristi? În Făgeri. Unde? La Beliș. La munții Apuseni, la Beliș am fost. No, păi. Și ceva, câte zile stați acolo? Vreo 3-4 zile. No, bine, dar nu și-o dus slănină. Voi nu vă duceți acolo slănină de-astea? Stați numai în casă și... Și vă gândiți la... De obicei mergem iarna, adică de obicei luna ianuarie, când e totul mor, noi mergem acolo... Stau acolo închis și... Ieșim și la... Nu bine așa, mă! Faceți un foc de tabără, o chestie, o feciorească, o zi. Da. Ar trebui. Păi asta trebuie să faceți. Pentru Las Vegas, cam ăla ar fi cumva rețeta. Sigur că da. Deci unde vin? Păi, dacă ne lași o săptămână să alegem o cabană, alegem până în zona ta, până pe lângă Brașov, ca să fie ok, bine? Ok, deci ne vedem la cabana atunci. Minunat. Pentru că acum încep întrebările. La, 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 la. Nu știu, asta e un film vechi. Undeva, cândva. La, 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 la. Asta e o temă de Rachmaninov. Putem strecura și Rachmaninov în luna de miere la Las Vegas. Mi-ar plăcea mult. Cu mare plăcere. Bunica. Duminica se face curățenie sau se merge la biserică? Se merge la biserică. Mircea, vlog sau film? Film. Și că nu mai pot reveni la vloguri, sunt prea experimentat. Îmi pare rău. I'm sorry. Da. Bunica, B.U.G. Mafia sau Paraziții? Paraziții. Numai pe asta n-am văzut-o venind, cum zice americanul. Mircea, prietenul tău e Facebook-ul, Instagram-ul sau TikTok-ul? Facebook-ul. N-aș zice. Da. Că ai postat pe TikTok în ultima perioadă foarte mult. Așa este, numai că comunitatea noastră, acolo dură, să zic așa, avem pe Facebook. Acolo avem peste 3 milioane de oameni și sunt mulți oameni care stau numai pe Facebook și săracii n-au niciun diversitate numai de la noi. Deci, ăștia au făcut, na, cu câțiva ani urmă, au făcut TikTok-ul ăsta. Da. Știi, bunii, despre ce vorbesc. TikTok-ul are o singură problemă. Când iei telefonul să te uiți la TikTok, te uiți așa la TikTok și zici, nu vezi nimic, este cel mai mic scris din tot internetul. Nu înțelegi nimic. Vezi imaginea și vezi doar imaginea. În loc să scrie și ei, dragă Horia, mai jos ai un material din nuntă pe bani cu bunica și Mircea. Nu. Nu vezi nimic acolo. Deci Facebook-ul, da? Da, noi suntem cu Facebook-ul.
Avem o întrebare, de mi-a răspuns bunica la asta, dar totuși, bunica, ai văzut vreo emisiune cu mine la televizor? Da. Cum se numea? Păi atunci, când ai făcut prima dată. Și acum știi ce, unde sunt la televizor? Stai să mă gândesc. Sunt cu o fată frumoasă, Teodora, lângă mine, Teo. Roz, frumoasă. Fac echipă cu ea. Da. Foarte frumoasă. Ai ii acasă? Da. Frumoase? Da. Pe mine mă încape una? Încape. Că vreau să mă pregătesc. Când e ziua ta, Horea? În fiecare zi. Ok. No, să nu venim cu mâna gală duminică, luncă venim. Mircea, cel mai bun YouTuber român este? Cred că Shelly are cea multe vizualizări. Da, internațional. Deci nu care îmi place, care e cel mai urmărit, să știu cum să... Iartă-mă. Mircea, da. Care îți place, care YouTuber îți place cel mai bun din România? Nu, să ne gândim. L-a dat o parte pe Shelly acum. Gata, adio Shelly, bine ai venit. Da, da, să mă gândesc. Adică tu ai avut niște, cum să spun, niște modele sau? Niște confrați, mm-hmm. să zic așa, că nu erau mulți oameni, da, să zic așa, elevați la capitolul ăsta. Da, este un YouTuber, îmi place să mănânc. Ce zici tu? Îmi place să mănânc, se numește. YouTuberul. Nu știți, nu. Și, bun, la ce face el? Mănâncă. Băi! Uite-te și... la mine, mă! Da, nu te filmezi, Horea, adică tu te filmezi când. Am pus o cameră în față, mă filmezi, uite, mănânc. Nu, ți-e place să mănânci și să vorbești? Nu prea vorbești, mă mănâncă. Nu pot să nu vorbesc, îmi pare rău. Nu. Cămăși nu se vorbește. Și numai mâncă ăla tot timpul. De obicei, reacțiile lui zice ceva genul, merge. Și tare că te aștepți, o să-mi dai ceva mult, zice, merge. Și zici, ok, bun. Dar internațional pe cine preferi? Internațional. Să mă gândesc la ceva care îmi place. Dai întrebări grele, Horea. Nu nimic, dragul meu, să știi că la noi n-avem limită. Uh-huh. YouTube ne înțelege. Da. Oricum am primit o scrisoare zilele trecute de la YouTube. Dear Mr. Horia Brenciu, please, do not exceed 5 hours the podcast, pentru că we don't have time enough to watch your program. Plus că pierdem avionul. Deci la mine sunt cele mai lungi podcasturi din lume. M-am gândit să le țin. Ăla mănâncă, dar eu mănânc și vorbesc și dublez timpul. Practic, asta e problema, știi, oare? Pentru că mie îmi place să cânt. Tra-la-la-la-la-la-la, mai baga, mai vorbesc, nu știu ce. Respectivul se simte bine, mai ia un pahar de vin. Vezi că e plin al tău, Mircea, mai bea-l, te rog frumos. Nu sta să nu-l încezească vin un pahar. La mulți ani. Bine. Nu închinăm cu nimica? La mulți ani. Casă de piatră. Mulțumesc mult, Horia, și ție. Doamne ajută. Dacă faci nunta de... Argint? Diamant, de-astea. Ok. Știi bunii despre diamant, peruzea, rubin, de-astea. Și atunci o să bănesc că o să mă inviți, că acum ne cunoaștem. Da, o să-mi permit să te... Mă refer financiar să te invit. Dar depinde când... Vrei să vin cu... Adică o să... Cu formația. Adică, da, cu toată trupa. Și vrei și dar? Nu, ne înțelegem noi după aia, dar avem un punct de pornire. Da. Adică, nu, vă dați seama că toți oamenii ăștia care mi-au cântat la nuntă mi-au că am făcut niște servicii, mai ales Arpi, am făcut un serviciu mare. Ce serviciu ți-a făcut Arpi? Mi-am lăsat de la el, așa, ca și... Mi-am făcut un cadou frumos de nuntă. Ce frumos, Arpi. Că să ne-mi se pe în Arpi. Am bucat să Arpi, las că te prind eu. Strici piața. O, Zose, așa. Bunica. Actorul român preferat, cum se numește? Iuliu Moldovan. Ovidiu Iuliu Moldovan, bravo! Da. Ce frumos! Ăla mi-a plăcut. Ce frumos! Ce alegere frumoasă! Ce alegere frumoasă! Și așa i-am pus la băiat. Ovidiu. După Ovidiu Iuliu Moldovan, senzațional! Frumos actor! Da. Un suflet special! L-am văzut de două ori, cât timp... Și eu l-am văzut. Da? La serviciu am fugit să-l văd. Venise în Chinteni sau trecuse prin Cluj? Nu, la Cluj. Da. Eram în servici și am fugit de la servici. Nu mi-au păsat că mă penalizează. Mă duc la film. Bravo. Da, și mi-au plăcut ca bărbat.
Era bărbat special, da? Nu. Bure gusturi, bravo, unii, bravo. Ce, zi-mi de actorul tău preferat. Din România? Sau din Italia? E șmecher. Da, din România. Eu sunt foarte riguros, eu sunt gen bun, despre ce vorbim? Nu, zi-mi actrița ta preferată din România. Actrița mea preferată din România. Ok, bun, înțeleg, așa. Bun, hai să dau unul greu. Mă gândesc ce film... Tu l-ai, Doamne, greuță. Păi, mă gândesc la fiecare. Stella Popescu, nu a fost actriță. Păi, da, nu, îmi place Stella Popescu, dar mă gândesc ceva mai așa, mai... Mai tânără? Da, mai acum, n-ai de generația asta, de mine. Nu, îmi place Anca Dinicu. Anca Dinicu? Da. Ce vorbești, mă? Ok. Hai, lasă, termină, lasă. Dar vezi cum am trecut peste... Bineînțeles, că trebuie să... E ca actriță. Draga Olteanu Matei. Draga Olteanu Matei a jucat cu tata. Când aveau 16 ani, a jucat tata. Și de fiecare dată, Draga îmi aducea aminte. Vezi că i-am jucat cu tata tău. Tare mi-a plăcut. Și cum vorbea și da, cum. Da, și da, probabil da. V-a și inspirat, nu? Probabil. Acum dacă... M-am gândit eu odată așa, adică nu m-am gândit. Când am început să filmez... cu Savanie Greanu și așa. Oare nu-i ajuns odată să mă văd și la televizor? N-am mă văd. Ia-mă mă... Acum nu mai vreau televizor. Ba, mai vreau. Mai vreau și mă uit la filme. Nu cred. Nu cred. Întreabă-l. Îi plac. Anca Dinicu nu răspunde. Ok. Probabil că se uită la... Mirciolica. Da. Care e serialul preferat? Of! Până la 11:30 nu mă culc. E la 6. Turcesc să fie. Moștenirea. Ăsta e moștenirea. Ăsta e turcesc, nu? Da, cred că nu. La 6. Un bărbat așa e ca dumneata. Oh, ce frumos. E bărbat fain, îmi plac. Și Sandu Fofain, no, păi ce-i minți? Nu mințesc, bărbații faini îmi plac și cu asta am Mircea, gătat. Ne lași puțin singur, te rog frumos. E la 8 altul, e la 10 altul. No. Furtună pe Bosfor, nu? Bunii. Nu furtună, că... Nu, Bosfor, bravo. Nu, dar și-am urmărit un țeliar turcesc, dar de ce? Am avut o invitată pe Mirabela Daur și îmi zice, mă uit la un serial turcesc. Seamănă cu tine ăla. Îl chema unul pe Erdogan. Ăla care a unit triburile turcești. Uh-huh. Și a făcut nu știu ce. Zic, mă, să mă uit și eu la filmul ăsta pe Netflix. Care seamănă cu mine. Îl dau, aștept un episod, două. După aceea stai puțin să mă uit câte episoade sunt. O serie are 100 de episoade, tăticule. Stai, păi, n-am eu timp. La asta la care m-am uit. 733. Hai de capul meu. Păi când... Gata, să închide porta și Lenuța stă la televizor. Și apoi am zis că stau la vecernie. Și acum mă știu. Ce faci tu? Te uiți la vecernie? Zic da. Dar discutați acolo în Chinteni? Dragă, ce mai face ăla din serialul cu tare? Discutați. Bine, tu dați o plăcut, dar nu mi-a plăcut tu, ca păi, pe Hdovorovit sau, știi, mai băgăm bieța șenii, dar eu îmi place ca actor, cum joacă, cum se uită. Ce omul e omul. Și lucră, și așa ca dumneata. Mulțumesc frumos. Intri dintr-o dată. Nu stai să te gândești, să te scarchi din cap așa. Eu zic să facem astăzi bunica are încă un nepot, iartă-mă, suntem frați de nepoți, cum ar veni, dragă Mircea, și te voi întreba... Frați de cruce. Frați de cruce. Cluj sau București? Cluj. Aleluia. Bunica, sincer, pe față, știu că o să-mi spui, care este cea mai mare calitate a lui Mircea? Respectul. Mă sună Anca Dinicu. Alo, bună, dragoste! Nu mai suna la numărul ăsta. Te rog eu frumos. Dar cine e acolo? Cum adică cine e acolo? Bărbatul ei. Și văd că sunt deja de o săptămână. Lasă-o în pace. Alex Bogdan, mâncați-aș nasul, tu erai... Care bărbat, mă?
cum, bă, e... Bă, care bărbat, bă, că bă... Crezi că vocea ta se desprinde așa? Hai, dă-mi pe Anca, că am un fan aici care vrea să-i spună ceva. Zi, stai să recuperez. Hai, pa. Vocea e superb. Sunt superb la vocea, tu ești superb. La săriți de pe fix. Așa ne gratulăm noi, drău. Noi de pe fix. Iau, bravo. Hai, pa. Alo, bună ziua. Servus frumoasă, ce faci? Uite bine, cu Alejandro aici, la fizioterapie, ne facem bine. Aici unde ai fost și tu, am înțeles. La fizioterapie. Bravo, baby! Ne facem bine cu toții. Vreau să spun că în fața mea se află doi oameni speciali. Ești în podcast? Da. Am grijă ce vorbesc? Poți să spui cum ești tu, nu am ce să-ți fac ție. Tu ești natural, așa cum ești tu. Numai că din pricina faptului că ești naturală sau datorită acestui lucru, bărbatul din față te consideră și ești preferatul ei. În fața mea este Mircea Bravo. Și în fața, și în fața mea este și bunica. Deci împreună bunica și Mircea... Oh, ce frumos! Română, mulțumesc frumos! Mulțumesc! Vedeți că vin la film să vă văd! Mulțumim! Mulțumim! Vă rog! Multă, multă și felicitări! Mulțumim! Vă mulțumesc pentru... A, dar și pe domnul să-i dau o trântă! A, deci pe domnul să-i dau o trântă! Care domn? Ăla care a răspuns la telefon! Nenorocitul că am rămas... Dar știi ce mi-ai zis, mă? Alo, bună ziua, vă rog să nu mai sunați la acest număr. Cine n-ai, de o săptămână te sun. Cine dracu' e ăsta, mă, îmi zice mie să nu mai sun la numărul ăsta. Cine își permită să-mi spună mie, eu, care sunt, așa. Deci, draga mea, vreau să spun că amândoi vom fi, nu, el nu știe, amândoi vom fi distribuiți în viitorul film al lui Mircea Bravo. E aici și producătorul. Tu vei fi nepoata. Da, tu vei fi nepoata, eu voi fi, se mută în Las Vegas filmul. E... Asta... Sau în Bulgaria, vedem după buget. Zice zice Mircea, da, în Bulgaria, da. Depinde de buget. Amă, că ne scoatem economiile de la cec. Dar la Varna am niște, acolo niște pile. Are la Varna niște pile. Dragoste, îți dorim baftă la filmări și mă bucur tare mult că te-am prins. Vă mulțumesc tare mult pentru telefon. Mi-ați făcut ziua mai frumoasă. Vă îmbrățișez pe toți. Te săruc cu drag. I love you. Te pup, Anca. Și noi, pa. Și noi. Deci dacă mai spuneți ceva nume Biden sau ceva, îi dau telefon și lui ăla. Nu e o problemă pentru mine. Mai ăștia care au murit de acum, să mai sună, știi? Da, da. Cine știe? Adică Horia, știi, de fapt, Ceaușescu poate nu a murit, știi? Iliescu zice că a murit, dar nu a murit. Dar nu a murit. Da. Și Michael Jackson, dar a murit. Alo, a murit. Aiurea, nu? Deci, respectul. Dar cel mai mare defect al lui Mircea, care e, bunica? Cel mai mare defect? Dar nu are defect. Extraordinar! Ăsta sunt eu! Fără defecte. Trebuie să aibă ceva, e tânăr, uite-te la el. N-are defecte. Nu sunt prea agitat asta, nu știu, poate... Ei, mă rog, dar pe eu nu s-a agitat câteodată. Păi da, dar asta nu cade lumea că acum. Ziceți și de rău, că e ok, e voie. Da, ce să zic de rău? Nu. Mă, uite, de exemplu, părul. De părul și îl portă, ei la așa e ciufulita. Băi, eu așa îl accept. Că dacă îmi place și mi-e drag și la sufletul meu, orice face, tăchez bine. Vezi, mă? Asta e iubirea. Bravo, bunii. No. Bravo, bunii. Te iubesc. Păi ce-i zice? Păi nu-mi place de el că nu mâncă sau că mâncă numai buruene sau... Nu, dragă, mâncă ce-i place. Păi mănâncă, mă. Care, no. Nu, care, mănâncă, care. Uite, o ceapă aici frumoasă, uite, asta ca să... Vine iarna. Da, păi iaba, că el tot așa-i. Așa mănâncă. Mircea, te rog eu frumos. Își întreține, dragă. Își întreține, silueta. Tu ce bună e ceapa, asta e incredibil. Ai văzut ce bună e ceapa? Tu îți dai seama ce greu mie când mănânci tu și citesc eu? Nu ți-i închipui. Mircea, U Cluj sau CFR Cluj? Sănătatea Cluj, a treia echipă, mi-am ales-o de mult. A treia echipă din Cluj se numește Sănătatea Cluj și cel mai sănătos să ții cu ei ca să nu e bătaie nici la unul, nici la celălalt. Bine. Parcă ți-ai programat întrebarea asta, răspunsul ăsta. A, mai fost pusă. Bunica. Da. Dacă vine Scorsese, e un... Regizor. Regizor mare cu... Da. Cu ăsta, cu a lucra cu De Niro. Cu DiCaprio. Cu Pacino, cu Leonardo DiCaprio, cu Joe Pesci, cu mulți. Da. Și îți propune să joci în filme americane, accepți? Depinde. Depinde de ce?
Păi... A, să fim și noi acolo. Păi singură să mă duc să joc. Ori cu trupa, ori de fel. El vine cu lista. Vin, dar. Și vine Mircea, Brenciu, Cristi și așa. Cu lista. Nu, altfel nu. Altfel nu. Ideea este că Scorsese o să întrebe cine e Brenciu, cine e Mircea, cine e Cristi. Acum eu știu clar că Mircea e hairstylist. Da. Eu sunt bucătarul lui bunii, ca să știți clar, nu vă băgați pe mine. Fac niște, nu știu să gătesc, dar mă amestesc eu pe Scorsese. Asta ca să știți. Mircea, Smiley sau Chirilă? Puh. Acolo ești între cei doi, acolo. Păi ce crede că a, Uclujul a fost așa, ce vergloros? Horea, dacă mă întrebai Smiley, Horea sau Chirilă, ziceam liniștit Horea, mi-era ușor, știi? Da, îți mulțumesc frumos. Da. Nu, ți-am zis Smiley da. Sau Chirilă? Hai cu Chirilă. Să intre Smiley. Hai, nu, lăsați-l să intre. Tudor. Hai, Tudor. Nu, Tudor și Doare, așa se spune. Bun. Dar lasă că eu cu Smiling. Bunii, vrei să spui ceva despre Smiley și te-am oprit eu? Nu, hai să spunem tot acum, zi. Ce cu Smiley? A fost la Cluj. Așa. De 1 decembrie sau, mă rog, la un festival. Așa. Și zice băiatul că mine, nu mai stai, zice că vine Maisling. Dar zic, cine e ăla? Zice, de la București, cântă și nu știu ce. Zic, nu stau că mă duc acasă, nu mai stau că mi-e fric și mă duc acasă. Și mâine vine acasă băiatul și zice, hai tu Ioana și vezi-l, zice că ea cântă. Păi zic, mă, tu pentru asta ai vrut să mă oprești. De... Și vine la Cluj. Smiley. Cu, da. Cu lansarea lui filmului Ramon, cu Pavel. Ah, cu Pavel, da. Cu Pavel. Aha. Și merem la masă. Da, normal. S-a tăjit și m-am uitat, nu, bată-mă, ește, nu, n-asta să te ascult. Dar e retras, om. Eu, după cum l-am văzut, e retras. Bun, nu-i nebun ca mine. A, nu rău. De nebun. Unu-i Horea. Nu, deci, noi acum am filmat Vocea României. Da. Eu cred că pe Smiley n-am văzut niciodată așa gânditor. Dar îți spun acum de ce e gânditor. Pentru că în fiecare an, când crește copilul, când crește Josephine, fetița lui, greutate. Brusc își dă seama, stau puțin, că și eu am fost copil. De fapt, asta e valoarea unui copil. Îți arată, retrăiești și cu el viața ta încă o dată. Și pe el îl... Și acum îl văd schimbat. Adică îl afectează în suflet că mă... Eu trebuie să mă ocup. Se maturizează. Că până am o fofluștoratic. A fost... Că... No, a fost... Și l-am văzut că... Apoi... Bartoș... No, nu că sunăm. Sună-l că atât ai de fluștoratic. Fluștoratic. Adică are fluturi. În stomac. Asta e. Și are trei fete. Trei fetele, da. Și nu s-au copt încă. Stai. Că nu mai nimeni în stomacul lui. Alo, frusturaticule? Stai că... A, da. Da, domnul Horea. Bună, dragoste, ce faci? Uite, mă apropii de domeniul Strehan, ceva de genul ăsta, mai am un kilometru și ceva, că prezint în seara asta, acolo se deschide această domeniul ăsta, Strehan, și eu sunt anfitrionul, povestitorul serii. Da, tu ești anfitrionul perfect, asta... E pionul. Ești nebunul și regina și regele. În fața mea sunt două persoane pe care le cunoști. Aoleu. Da. Și ți-o zis flușturatic. Și tânăra din fața mea ți-a spus flușturatic. Tânăra din fața mea s-a născut... Ți-a zis că ești flușturatic. S-a născut în localitatea Chinteni, de pe lângă Cluj. Și se spune bunica, așa ai fost la ea în vizită. Cum să nu? Vai, draga de ea, pupă și îmbrățișează-o. O să... La atâtea pupături și îmbrățișări cât îi dau astăzi, n-am mai prins de păi viață. Păi n-au farmec dacă nu ești dumneata. Auzi că n-au farmec fără tine, Vasile. Oh. Da, vezi, doamna are gusturi bune. Du-te învârtindu-te că
Când m-am îmbrățișat, da, ne-am... Păi... Auzim ce spun la pachet. Dar cum îmbrățișez eu, mă rog, acolo e o, e o combinație de... Spune-i că o pup și mi-e dor de ea. Te aude. Dacă-ți era dor, îmi dădeai un telefon. A, nu, păi nu! Dacă ți era dor, dădeai un telefon. Și da, plus de aia ai fost la Cluj m-am. Și de ce n-ai venit da. La Chinteni? De ce n-ai venit, mă? Ne vedem la premieră. Nu, lasă-o încolo, premieră. La premieră nu ne pupăm, mă. La premieră... No. Ce crezi că vede lumea, mai știu eu ce comentează. Mircea, în schimb, vreau să spun că abia așteaptă să facă un casting. A zis că vrea să facă un fel de nuntă pe bani cu Ramon combinat undeva în America. Și a zis că ne ia pe amândoi în casting. Am înțeles și ideea, dar întâi trebuie să facem și un team building. Da, facem și un team building. Da, team building-ul îl facem la Miami. Știi? Da, da, da. Că... Și eventual și luăm și pe micuțul care, ca să vezi, îl cheamă Horia Brânciu. Da. Nu că pe doamne, l-avem în pe toată Horia Brânciu. Da. Drăguțele, îți dorim baftă astă seară și mă bucur că ne-ai salutat pe fiecare dintre noi. E și Mircea pe acolo? Da, bineînțeles, e aici, dragă. Salut, Pavedan. Am apropo și pe el cu mare drag. Mulțumesc și mult. Și aibă baftă multă cu filmul. Mulțumesc, Pavel. Vorba aia. Mulțumesc. Spectator pe măsură. Doamne ajută, mersi mult. Așa. Te pup, bun. Măi, oameni, ne vedem la asta, la avantpremieră. Sigur, Pavel, mulțumesc. Bine, drăguțule, abia așteptăm. Pup, cu drag. Și pupă pe bunica și spune că mi-e foame, mi-e dor de ciorba ei. Aha. Venim cu Sălina. Mi-e foame. Te așteptăm cu plăcintele. Mi-e dor de ciorba ei. Te aștept cu slănina friptă. Ai, Doamne, ce foame mi-e, de nu mai pot. Hai, du-te, mă, că abia ai făcut, ai slăbit și tu 500 de grame. Du-te la aia, la. Du-te și prezintă pentru țară mor și îți va fi mormântul cununat cu flori. Nu, eu prezint doar pentru copii. Am trei fete, trebuie să le fac zestre. Bine că mi-ai adus aminte. Da. Te-am pupat, baftă multă la prezentare. Bă, pupă-mi cu mare drag, Pedro. Pa, copil, drum bun. Ciao. Ciao, Pavel. Hai, vedem ce nume mai zicem pe gură, că orice se întoarce împotriva noastră. Nu mai zicem, gata. Nu mai zicem, gata. Gata și neata cu întrebările, că de ne slobozăm. Păi, slobozăm, dar uite, e vorba de copiii ăștia care vă iubesc. Toți pe care cărora le-am zis că sunteți aici, au uitat de tot și de toate și au zis că bunii, Mircea. Dacă voi dădeați telefon, nu zicea lumea. O, unde Horia? Nu zicea așa ceva. Deci? E, nu zicea. E, ce zicea? Mircea, ce meserie ai fi dorit să faci dacă nu exista internetul? Să fac stand-up comedy pe stradă la oameni, în fața lor. Vreți să vă fac să râdeți? Ceva de genul ăsta. Îmi place să fac chestia asta, spontan cu oameni. Deci ca și cum tu ai merge pe stradă să le cânți la oameni. Ro, așa. Și tu... Băi, noi putem face o pereche, mă. Da, nu mi se pare pereche. Fii atent aici. La 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 la
la, 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 la. Eu îi spun să intre să facă glumă și el tot pe muzică se bagă, mă. Băi, tu vrei să-mi iei pâinea de la gură? Nu, promit. Păi, nu mai cânta, mă? Nu, gata, fără cântat. Cântam rău ca să te fac tu știi mai că, tu știi că mi-a dat un mesaj, am primit un mesaj, să nu-l pui pe Mircea să cânte. Uite cum cântă. Asta e un fel de... Bine. Bunica, pe lângă colaborările cu Mircea, ce alte vloguri românești mai urmărești pe internet? Dar nu, nu mai este. Exclusivitate. Exclusiv. Categoric. Bogdan. Nu Bogdan, Mircea. Bogdan IBM sau Shelly? Nu prea știu pe Bogdan IBM. Nici eu. Deci Shelly. Bunica, Aurel Tămaș sau Ionuț Fulea? Ionuț Fulea. Nu cred. Da. Când era mai tânăr, semăna cu mine. Da, seamănă adevărul. A? Da. Mircea, grătar cu băieții sau cu partenerele în club? Grătar cu băieții. Mm. Bunica, capra cu trei ei sau punguța cu doi bani? Nu, no, punguța e cu doi bani. De ce alegerea asta? Interesant, n-aș fi crezut. Mircea, se jur la Mamaia sau la Vama Veche? Mai n-am... Nu știi ce la sejur. Ba, e acolo că te relaxezi. Nu știu ce e Vama Veche și Mamaia, din păcate, știi, în ultimii ani. Nu prea, mă...
Da. N-ai mai fost de ani de zile acolo? Nu, lasă că vin eu la Constanța și merg să o vedem. Da, mă duc cu bunica la Constanța cu filmul și atunci probabil mergem la mare. Merem să vedem, să-mi bag degetul. Că nu știu la anul dacă mai... Vedeți că bate vântul. Pe la să bată. Foarte bine. Nu ne dezbrăcăm. Mă descălțăm. Așa, bravo. Bunica, Ion Siriac sau Florin Piersic? Florin. Mircea, șah sau table? Niciuna, nici alta, că nu le știi joc. Cam șah, așa. Da. Mm. Bunica, sobă pe lemne sau pe gaz? Pe lemne. Așa te vreau. Mircea, materia preferată din liceu era? Matematică. Dar am avut bunici profesori de matematică și... Am înțeles. Imusai. Bunica, lapte de vacă, de capră sau de migdale? De ghiboliță. Ghiboliță, bună. Mircea, cu ce actor internațional ai vrea să colaborezi pentru producțiile tale viitoare? Cel mai mare mi se pare DiCaprio, deci cu DiCaprio ar fi așa frumos. Un trio, noi trei, să facem aventură cu tine și cu DiCaprio. Cu, știi? Care tu să-l înveți pe DiCaprio să cânte. Știi care partea grea din toată chestia asta? Să alegi partenerele noastre. Da. Spune-mi trei actrițe. Da. De oriunde vrei tu. Care ar putea să fie partenerele noastre în acest film? Soția ta, soția mea și una de 18 ani pentru DiCaprio. Da. Bunica, Aurelian Andreescu sau Gică Petrescu? Gică Petrescu. Hop, am și o melodie. Era aia. Hop și iarăși, hop și iarăși, hop și odată stop. Era melodia. Și mai era suflet ca Andriu de papugiu, cine să-l înțeleagă. Eu sunt iubitor și de muzică veche. Te voi ajuta cu ilustrațiile muzicale de la film. Asta ca să știi. Și cu vocea mea crezi că se poate rezolva? Adică crezi că dacă m-aș apuca să muncesc, să vin la academia ta, să zic un an, renunț la orice și mă implic numai în muzică, aș putea avea o voce decentă? Voce? Da. După ce ești de aici, și părul o să stea mai bine. Nu e o problemă. Dar vocea care, pe care am descoperit-o astăzi e al bunii, dar nu vrea să scoată la suprafață. Nu, că m-am închis. De ce? Dacă noi cântăm, știu. Ne facem viața mai frumoasă. Știu. Și am zis că orice om de pe lumea asta cântă. Când își am aranjă... încercat să dârlăiesc, da. Să mă pornesc. Așa. Parcă. Vă trebuie un partener la cântat. Asta e. Păi eu... Auzi, rămâi și cu ceva. Da, după... e adevărat. Nu, și așa că... Mircea, HBO Max sau Netflix? HBO Max. Dar filmul o să ți-l de pe Netflix? Da. Asta putere, bă! Și că ce vrei, România sau Ungaria? Ungaria, dar trăiesc în România. Deci, e bine. Da. Bunica, cel mai frumos oraș din România este? Clujul. Absolut. Mircea, pălincă și slănină sau șampanie și caviar? Încă n-am mâncat caviar, din păcate. Deci să intre caviarul. Te rog, și șampania. Și o ultimă întrebare pentru bunica. Bunica, acum că... ești expertă în filmele și în producțiile astea românești. Care este filmul preferat din toate timpurile? Păi ți-am spus care a fost. Cu Ovidiu Ilie Moldovan? Da, și cu Draga Olteanu, cu Toderaș, atunci cu Colectiv și de-ale, știi? Că am trăit de-ale. Am înțeles. Nu. Eu cred că trebuie să revenim la filmele. Discutam și cu Horia Moculescu cum a creat coloana sonoră pentru și genericul pentru Pistruiatul. Da. Da, și era de fiecare dată. Lucrurile înainte de 89 se întâmplau în altă formă. Uh-huh. Practic, cea mai elevată formă de expunere muzicală era la Inter, sus, la balada cânta. Uh-huh. Și din când în când veneau oameni rasați, cum a fost și Francis Munteanu, cel care a regizat Pistruiatul și a zis... Tu, vreau să-mi faci până mâine, pentru o săptămână. Adică lucrurile se întâmplau acolo așa, știi? Da. Interesant cum... Da, vezi, și Pistruiatul s-a jucat la Cluj. La fabrica de cărămidă, la Chegliște. Și acum
săptămâna ce-o trecut, s-a străcat ultimul zid, unde s-a jucat pistruia după jamurile care au intrat. Și în partea de jos, de dreapta, cum venim în oraș, acolo s-au ridicat blocuri. S-a stricat toată frumusețea. Și a fost acolo memorialul durerii, că acolo s-a dus jidovii. Da. Cu Lucia Hoțolongin. Da. Și șala l-a stricat și nici ala nu l-a lăsat. Păi... Eu am două cadouri pentru voi. Două cadouri pe care le dau invitațiilor mei. Acum, eu sper să vă fi ghicit pe amândoi. De la domeniile Cuza... Pentru că am aflat că îți place un Chardonnay Barrique, îi spune, ăsta e alb. Mulțumesc! Scuze, am emoții. Și pentru tine, bunii, un Sauvignon Blanc. Ce să mai... Să-l bei acasă, când vrei. Da. Liniștită. Mulțumesc! Cu mare drag. Îl beau cu familia. Așa. Atunci de mori. Așa de vreau. Te beau un pahar. Ceea ce vreau să vă spun vouă este următorul lucru. Voi sunteți două personaje care reprezentați... Ce? Vrei să... dragă. Vrei să iei ăsta, nu? Nu, platou. Iem și ăsta și dai la... Ia-l acolo, și iubita mea. Tu vrei să iei platou pentru că vrei să... Să pregătesc cadou. Platou ăsta o să fie pus la bucătărie și putem mânca mai târziu din el. Pentru că acum vine ceea ce... Am muncit la 4 dimineața. Du-te, vezi de treabă. Păi, la... Eu... S-o pregătit. Bunii, nu înțelegi câte emoții am eu pentru invitați. În special că veniți voi doi. În special că veniți de la Cluj. În special că ați bătut atâta drum. Păi eu mă pregătesc cu fiecare detaliu. I-am cumpărat cămașă domnului de la Lumarius, de la... I-am aranjat părul. Și ai frământat și te-ai spălat după ce l-ai gătat. Nu, dar cozonacul ăsta... Da, cozonacul de aur. Ăsta... cozonacul de aur. Doamne, mult a fost... Ce? Făcut acolo dusă și vai, cozonacul și care... și pe mine m-a chemat să mă duc la șef la cuțite acolo să fac de mâncare. Eu când eram mai tânăr am fost la șef la cuțite cu fetele mele mari. Andreea și Maria. Da, de ce să mă duc eu să-mi dau secretul? Care e secretul? Mm. Adică secretul culinar, în bucătărie? Da. Care e secretul? Păi care? Pui suflet, pui ce trebuie. Ce trebuie să mă duc eu să spui dumneavoastră, vezi, l-ai frământat, ai pus-o în pic de ulei. N-ai pus ulei. Mm. Am pus ulei? Ai bătut albușul. Ai frecat gălbânușul cu mierea. Ai pus feșele. Hai, mă, lasă-mă. Mă duc eu să-i spui la... Cum să facă el? De ce? Păi dacă s-o băgat, fă. Spune dacă am bătut al gălbenușul. Nu. Zi, am bătut? Mă, mi-e spune bătut. Mm. Dacă n-am bătut... Eu zic că am bătut gălbenușul. Mm-hmm. L-ai bătut, dar l-a bătut. Ai 2-0. Și eu cred că și albușul și-a făcut de cap. Mm. Și cocoșul. Dacă n-a avut cocoșitură... Mm. Deci, dacă nu-i nucă, dacă nu-i... Și mie nu-i două picături de nucă. Dacă nu pun nucă, dacă nu pui nucă în dita mai... Cozonac, atunci n-ai făcut nimic interesant. Da. Și unde-ți găcina nucă aici? Deci chiar ai pus. Sucitură cu... Eu am zis, nu fac sucitură, dar fac, bagă nucă în ăsta. Vreau să spun un singur lucru, Mircea. Tu ești un tip unic în peisajul românesc, atât de internet, cât și de umor. Tu ai o combinație foarte plastică între doi oameni pe care i-am urmărit. Puiu Călinescu, okay, și Louis de Funès. Deci tu ești o combinație foarte interesantă, plus că modalitatea ta, pe mine m-a captat modalitatea ta firească și normală de a te comporta.
așa ești tu de obicei. E adevărat că ești mult mai calculat când îți faci un film, ești mult mai calculat când scrii scenariul și scrii vorbele. Dar mie mi s-a părut că ești un tip care faci lucrurile ca să aibă un conținut pentru telespectatori. Asta mi-a plăcut la tine de fiecare dată când m-am uitat. De asta, dacă te duci înapoi pe telefon, o să vezi niște like-uri de la mine. Da? Dar tu, bunica, da, vreau să spun că cu tine se întâmplă ceva și mai tare, și mai excepțional. Că tu... nu mă deschid cât trebuie. Nu! Le mai ții acolo. Bă, e bine să nu mai ții. Păi atunci, dacă dăm tot, ce mai rămâne? Tu, bunica dragă, ești bunica noastră a tuturor. În tine vedem dragoste, în tine vedem vorbe de duh pe care nu ți le poate da orice părinte așa din poanie. Tu ești omul care de fiecare dată la care toată lumea poate să fie vulnerabilă. Pentru că eu știu că bunica e bine, e pozitivă. Și chiar dacă te mustruluiește, o face bine. Uite cum i-ai zis... Cum i-ai zis lui Mircea odată, stai cam aici. Și-a făcut temele, vedeți? Mm-hmm. L-ai certat pe Mircea că nu mănâncă și l-ai făcut rondios. 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 Rondos. Ce e rondos? Rondios. Asta e limba românească. Nu chiar românească. Rondios. Rondios. Nu știu. Ce e asta? Păi rondios, că e slab și omul care e slab e rondios. Și eu ce sunt? No. Non rondios. Păi da, nu. Cum? Non rondios. E ca gen... Bine că ai spus în engleză rondios-less. Eu cum... Adică la mine ce termen e? Dacă el e rondios, eu ce sunt? Ferkes, nu? La el e și construcția așa. Bun. Da, el poate să se îngrașe. Eu pot să slăbesc, de exemplu. Fac o cură... Fac o... Cum îi zice, mă? Fitting, meeting. Fasting. Poți să fac un fasting și slăbesc 50 de kg. Pac! S-au dus. Și la el care ar fi un cuvânt? Care l-ar descrie pe Horea? El ar fi... El, Horea, e un bărbat fain, da, frumos, și trebuie un cuvânt de gras. Samară. Zice că nevasta grasă și frumoasă, slabă și hâdă. Și da, de bărbatul gras și frumos nu se zice nimica. Păi da, uite tu ce bărbat fain. Și un cuvânt mai ardenez, nu avem? Gen, cum ar fi n-avem. Cinaș sau ceva? E, pe cinaș. E cinaș, nu? Cum, ce zici? Care e cinaș? Cinaș. Cinaș e frumos. E frumos. Ala e Nic. Uh-huh. Așa e cum e... E Bob, mă. Bartoș. Bob e mai cinaș? Nu, ce Bartoș e frumos? E și el. Lasă-mă. Dar dumneata ești fain... Ce bărbat fain! Păi două sticlă de vin încoace, te rog frumos. Dacă te-o compara cu turcii, deci sigur ești bine, spun eu sincer, că ești reperul de frumusețe pe infantile, nu s-a filme turcești. Am o seara, dacă ajung la 6 acasă, dă drumul pe Happy. Și vine moștenirea. Și îl vezi acolo pe... Pe mine! No. Și atunci... La 6. La 6. Numai să vezi două secvențe și dacă zice că le nu ți-au mințit... Deci eu cred că ne apropiem ușor de final. A fost greu. Nu, urmează greu. mă, Mircea! Ce, mă? Băi, Mircea, la câte inițiative ai făcut tu astăzi muzicale? Păi, tu un film ai cântat? Da. Am cântat. Ce-a cântat, mă? Unde? Ce-a cântat? Piesa lui Carmen Kindrish. Au. Aia o știu bine. Să știi că e o melodie cu ai, 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 draga mea bunică, știi că te iubesc. Cred că te iubesc înainte de a te fi întâlnit în față. Da, păi te-ai uitat odată pe YouTube și m-ai văzut. O singură dată a trebuit să mă uit și gata. Și m-ai biciulit. Da, și am brânciulit tot...
Nu, nu, m-ai biciulit. Biciulit. Adică ți-am dat like. Ce-am făcut? Nu știu, nu știu. Nu, nici Mircea nu știe, nu? De nu știe. M-ai biciulit, așa cum te-am luat eu din cap până în picioare. L-ați v-o inspectat? V-o... Da, m-o analizat. Tu l-ai, domne, eu să vă știu. Noi suntem tineri, abia am făcut și noi câțiva ani de viață. Cine? Păi hai, dați la mine să vă fac și eu acolo teste. E, la care ce îi zic? E, să vin eu, alo? Bunica, eu sunt Horia. Uite ce, lasă-mă că sunt ocupată, acum tăi un porc. Vii tu altă dată la mine. Așa o să se întâmple. Nu. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Aceasta este ultima piesă pe care o cântăm, care dă și titlul acestei emisiuni. Eu când eram tânăr, cu mult timp în urmă, am făcut un album, primul meu album, s-a numit 35. Și pe e o piesă asta pe primul album. Îi zice lucruri simple. Știu că nu o știți, dar vă voi ajuta. Am două, pentru amândoi. Voi puteți să spuneți, puteți să recitați, de exemplu. Mircea e primul, bunica acolo, toți suntem toți la refren. Refrenul e foarte simplu, zice așa. Ca să vă familiarizez. Zice așa. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Pe Mircea Bravo și pe bunica. Asta am improvizat eu. Ăsta-i... Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Cam asta e, ca să înțelegeți. Acum ne luăm la revedere. Sigur. În primul rând mulțumesc celor care au stat în spate acolo. Domnul Șerban la sunet, lângă el, prezintă-i tu, Cristi Iliu Sean Connery. Hai că acum fac o mărturisire, Ilișoan. Ilișoan. Cristi Ilișoan, regizorul filmului, avem pe Diana, care ne-a făcut în cunoștință cu tine, Simona, care și ai colega noastră, ei sunt colegii mei și colegii tăi. Ilișoan. 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 Bravo. Ilișoan Bendez. Numai americanisme când e doar la dumneavoastră. Îl mulțumesc lui... Unde e? Unde a plecat Andrei? Andrei! Ah, s-a dus să ia darul. Voi aveți mașină, mai aveți CD, mașină? Ne punem. Mai aveți niște CD-uri? Ca să știți ce ați cântat, o să vă dau și CD-urile. N-am mai dat de mult CD-uri, că nu mai... Acum mai aveți CD-uri pe acasă, nu? Da, da. E muzică populară. Și cu Horia o să avem acum. Și cu Bren, cu Pricezne. Bren, cu Pricezne. Așa. Da, bine, acum... Da. Încep eu piesa. Te rog. Încep. Dar nu încep piesa, înainte să vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Și mi-ați făcut ziua frumoasă. Horia, îți mulțumim mult că am luat un pic din energia ta și ne-ai dat-o. Dragă, mi se spune Captain Avenger, Captain Planet. Perfect. Man of Steel. Zice așa. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cel senin. Ia zi tu, Mircea dragă. Inima să-mi fie așa ca un sulg în palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin. Jumat de an și scot din el un Pavarotti. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Și bunica zice: nici mult motiv ca să te iubesc. Bunica are spirit. Și acum are frenul. Simplu, acum îl știți pe ăsta, știți? Da. Uite firma aia. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Voi am la sala palatului.
Mi-e de-ajuns doar muzica, mi-e de-ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Ați cântat așa de bine că vă dau CD-urile. 35, 37 și 40 plus. Astea CD-urile mele. De când... Și acum am gândit că anul viitor să scoatem un... Asta așa eram când eram tânăr. Eram așa un fel de Marcello Mastroianni. De ce, de ce Horea, vă dați seama? Îmi dau seama, cum să nu? Da, dar... Era... Eu deja și văd cu cine seamănă dintr-un film. Cu cine seamănă dintr-un film? Cu cine seamănă dintr-un film? Cu cine? Cu... Cu un actor, dar e șofer la Conac. E șofer la... Cine? E... Cine e șofer la Conac? Iamantul proprietarei sau ceva de genul ăsta e ăla care... Acolo, în filmele mele, în spovedaniile mele. Am înțeles. Lasă că te sun și îți spui. Na, uite-te, na, aiesta ești. Băi, pot să fac și... Dacă bunica vrea, pot să fac dublu rol la al treilea film. Sunt șofer, așa, și sunt și artist. Pe la... Că dacă îmi pui ceva pe față, imediat mă schimb. Nu trebuie să spui. Bunii, nu ți-am spus, dacă îmi dau ăsta jos de pe față, în tineresc 30 de ani. Și? E o problemă. A. Nu mai suport să fie după mine fete multe cu autografe și poze. Nu mai, sunt, am o vârstă. Dăm foaia și trecem la a doua strofă. Bunica. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, când mă cerți și când mă ierți, și speranța că nu te vei schimba. Și vine Mircea puternic și ne ia maul la toți. Nu caut mistere să le dezleg. Nu, nu, nu. Nici după chimeră nu vreau să alerg. Și refrenul zice așa. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Te iubesc, bunica. Asemenea. Na 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 na. Frumos spus. Eu sper că nu întâmple bani, să aibă și mai mare succes. Și eu sper să faci filme toată viața ta. Mulțumesc mult. Va fi mai greu când o să zici, băi, nu mai vreau eu rol de protagonist. Luați-l pe unul mai percheș, mai tânăr. Mai... Atunci va fi greu. Mai cinaș, da. Atunci va fi greu. O, doamne... Când trece pe scaunul al doilea. Așa. Când da? Trec. No, bine, stai, că încă mai ai vreme. Sigur, tante. Bunica... și ca mine. Eu abia aștept să ne vedem în Chinteni. Cu mare drag. Și chiar vreau să... Mi-ați descris așa frumos toată atmosfera din Chinteni, încât ar fi o greșeală să... Deci, trec acolo, nu știu, mă duc la Cluj. Când mergem la Cluj? 8 martie. Pe 8 martie? Știu că ești la Wanderle la 8 martie. A, da? Da. Nu. A, când? Pe 8 martie. Dar eu ce fac? Eu vin la Chinteni. În șept. Mă pun, e acolo. Și în capul satului, jo. Bunica! O să iasă niște oameni afară cu niște ouă și niște roșii. A început. Flăs, că eu șterg roșiile, așa? Bunica!
Nu, dragă, vii până la ieșire din Chinteni, în dreapta primăria și din jos de drum e bunica Lenuța. În cască, sunt oameni care urmăresc și nu știu cine stă tante Lenuța. La o casă am drapelul României. Așa. Și la o casă am troiță. Acolo e seiful de bani, 3589. Numărul la portă, zi, 300. Nu-l lăsa asta, după ce închide camera, ca să fie ok. Deci, dar băgă doresc să știe, că acum oricum știu. Deci nu numai că vin. Dar crezi că nu se știe? Știu 10%, dar să nu știe 100%. Acum vor ști 20%. Da. Zice că să iau după portă și după casă. Și aici trebuie să știe. Am niște... Sara îl așa, să închic, gata. Și să opresc mașini. Să vezi, bunica, bunic, aici trebuie să și aici. Și eu după pierdea mă uit. Văd mașină de Arad, de Brașov și de-alea. No, Doamne ajută-vă. Doamne. Eu nu las filmul, că păi vine tu și mie. Ține până la 10-11. Dacă e număr de Bihor, atunci se deschide ușa. Nu. Brânciu Horea. E, da. No, bine, dar ăsta e de București, am mă. Da. Nu, eu vin BH pe mine, așa. Dar, buni, vreau să te pregătesc puțin. Poți peste foarte puțin timp, peste câteva luni. Da. Numărul de mașini din fața casei dumitale se va tripla. Și atunci faceți rușine. Nu, să-ți dau soluția. Mă chem pe mine, da. Îi sortez eu acolo, le fac programare, vin frumos a doua zi, a treia. Și când ajung că Brânciu-i la mine. Nu, așa, băi, unde-i Mircea? A, băi, rupem norii. Rupem fâșul. Rupem fâșul și norii. Vă mulțumesc foarte mult, baftă pentru film. Mulțumesc și acum trebuie să facem niște poze. De-abia aștept. Vom face pozele din de pe afiș. Cumesc! Stai eu cu piciorul. Ei, ai piciorul cel mai fin. Da. Noi suntem mai bine făcuți. Mai, avem gamba mai sănătoasă. Iau energia de aici. Sunt cel navod. Eu și eu și cel navod suntem. Borțile de fier și o dau prin toată țara. Așa scrie și la scenariu, știi? Așa scrie și la... Păi nu, trebuie să semnezi aici. Hai de la bancă, te rog. Nu te-am întrebat, de unde-i Bravo? Cât timp? Da. De la mine cea Bravo. Nu, de la Johnny Bravo, nu. Da. E o chestie pozitivă. Dar ce să vă scriu eu? Că eu nu scriu frumos. Poți să le faci o inimă, bunii. Dar... Să-ți faci inimă. Da, poți să faci o inimă. Faci o inimă. Ai grijă de inima mea și o aduc eu la Chinteni când vin acolo. Asta e. Apoi, de nu fac bine, e treaba mea. Bun. Prima jumătate bună. Niciodată n-am făcut o inimă mai perfectă. Da? Mulțumesc, bunii. Da. Urmează... E capul ăsta, moștenirea. Urmează serialul Moștenirea. Da. Stai să mă dormiesc, mă, frama mea, ia să fac. Hai să ajungi. De-aia are într-o echipă asta, că nu sunt în formă. Dar n-am apucat să... Să ai deasă? Da. Asta e de ce asta? Care? Asta? Asta e cumpărat. Bună? Și asta e cumpărat? Da. Nu, și n-ai de asta? Nu, uite. Dar nu, băi, nu. Să rămână.